25.000 de oameni, 25.200. Vă salut, am emoții, recunosc. Nu uitați asemănarea între căței și ingineri, privire inteligentă, dar se exprimă greu. Mamă, mai ce curte deja comentariile. 5 minute, o să mulțumesc tuturor pentru toți ce adunat atâția. Am pornit acest proiect neașteptând că o să ajungă atât de departe. Și doar pentru cei care ați venit de curând, sunt Marius Șuflete, inginer constructor, proiectant de case pasive, pasionat de fizica construcțiilor și de lemn, sunt dus și dulghel de ocazie de am toate degetele. Am un birou de proiectare în care facem parte de structuri de conformare energetică, dar și mai mult m-am apucat de comunicare pentru că am avut bafta să fiu implicat într-o serie de experiențe oarecum unice în viață, care cred că m-au format mult mai repede decât trebuia sau decât era parcursul normal și firesc, și simt că am acumulat foarte multă informație și cunoștință în construcție și am început să le împărtășesc, pentru că altfel nu mai poți acumula dacă nu și dai din tine către alții. Așa că am început ușurel, ușurel cu câte un video, la început mai tehnic și acum am intrat tot mai adânc. Recunosc că a început să-mi placă foarte mult și am o listă întreagă de subiecte în spate care urmează să fie detaliate, mai ales că primesc feedback și de la voi. Chiar dacă toată platforma asta și toată nebunia asta poartă numele de șoflete, am în spate o întreagă echipă care trebuie să le mulțumesc. Vlad, Cristina și Darius, care sunt 24 din 24 activi și online, și echipa de birou din proiectare, Cătălin, Octav, Anca și juniori ingineri, Mariusiana și Sabina, care suportă lipsa mea din birou. Se aude încet, se aude încet. Imediat corectăm. Așadar, asta a fost pe scurt. Am și foarte mare experiență de șantier. Stai să verific sunetul, dacă e să pun și o cască sau nu. E bine acum? E bine, o să vorbesc și un pic mai tare. Așa. O să vorbesc mai tare. Am stat destul de mult timp pe șantier, am trecut prin foarte multe experiențe de proiectare și de construcție. Și mai ales aceste experiențe de execuție m-au format și mi-au dat niște direcții că lucrurile ar trebui vorbite despre realitatea din construcții, pentru că, da, într-adevăr avem o oarecare tradiție, da, într-adevăr se fac lucrurile cum se fac, dar nu înseamnă neapărat că se și fac bine. Și am văzut mai ales vise și dorințe, pentru că noi, de exemplu, noi ca români, suntem romanul Ion ni se potrivește foarte mult. Noi, ca români, vrem foarte, foarte mult să avem casa noastră. Este una dintre valorile fundamentale, să faci un copil, să plantezi un copac, să faci o casă. Însă, la nivel de Europa și, de fapt, de întreaga lume, nu neapărat ne și permitem cu toții să avem o casă. Și de aici mi se pare că sunt niște discrepanțe foarte mari între ceea ce înseamnă realitate, ceea ce înseamnă vise, dorințe și posibilități. Plus că am văzut, în toată experiența asta de construire, am văzut de cele mai multe ori, nu sunt neapărat tragedii, dar supărări foarte mari, poate chiar și depresie, anxietăți, atacuri de panică legate de terminarea bugetului și de faptul că procesul de construcție în sine este unul foarte greu. Și asta a fost motivația principală pentru care am pornit această platformă de comunicare, pentru că până la urmă e o platformă de comunicare în construcții în care, pe de o parte, arăt experiența mea, a colegilor mei, dar pe de altă parte și experiența celor care au trecut prin tot ce înseamnă procesul de construire. Și că e nevoie, de fapt, de un grup de oameni pentru a putea construi mai bine. Pentru că construcțiile sunt. Noi, în modul, când stăm într-o, modul în cum stăm într-o clădire și ne raportăm la ea, ne afectează și spiritual, și emoțional, și senzorial, și așa mai departe. Și astea influențează, de fapt, calitatea vieții noastre și dezvoltarea noastră. Bun, cam atât. Curg foarte multe mesaje, în general, pe toate platformele de comunicare. Tot ceea ce fac eu la nivel de comunicare este alături de activitatea mea de birou, de șantier și de cursuri. Bine, acum cu COVID-ul sunt închise șantierele. Și am foarte, foarte mare rugăminte de a comunica în mod ordonat doar pe adresele de mail pe care vi le las mai jos. Dacă vreți să vorbim despre subiecte pe blog, salutaronșoflete.ro, dacă vreți să vorbim de proiectare, office@inginerieacreativa.ro. Nu pot fizic să răspund la toate mesajele care vin pe Facebook, pe Instagram și pe celelalte rețele. Pentru că până la urmă am și eu 24 de ore și cu toată echipa alături nu reușim să răspundem tuturor mesajelor, așa că hai să comunicăm pe mail de acum încolo. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți prezenți și că participați și la acest live, dar și la sugestii și păreri. Cur comentariile, o să încerc să le iau pe rând pe toate. Dacă nu reușesc să răspund
Vă rog să le repostați în acest video după ce se postează ca și comentariu și o să vă răspund în scris sau mai fac un video răspunzând punctual la ele. O să încep cu primele comentarii venite de pe Patreon. Le mulțumesc celor care au venit pe Patreon și care susțin acolo ceea ce facem noi aici. Și în primul rând o să le răspund lor și apoi îi parcurg comentariile trimise de voi. Gabriel Maxim, unul dintre patronii noștri, vorba aia, că unde lucrez, la privat sau la stat? Nu, am și eu patroni. Are două întrebări. Prima întrebare este legată de plăcile de aerogel. Dacă sunt performante, ținând cont de grosimea lor de 1-2 cm, da, aerogelul este foarte bun termoizolant, este folosit la costumele spațiale, a fost brevetat de NASA și apoi a intrat în construcții, are lambda-ul foarte, foarte mic, adică 1 cm de aerogel echivalează cu 3-4 cm de polistiren sau de alte materiale termoizolante. Dezavantajul este că este foarte scump, e undeva pe la 80-100 de euro un metru pătrat. De aceea aerogelul se folosește punctual, exclusiv unde nu poți face grosimi foarte mari de termoizolație. De exemplu, cum ar fi probleme de punți termice la ferestrele de mansardă, unde nu ai atât de mult spațiu. Eu asta am făcut. La una dintre case am învelit conturul interior cu aerogel. Ok? Unde mai e o întrebare? Dacă exteriorul este deja izolat cu 15 cm de vată și dacă se mai poate termoizola interior. În principiu, 15 cm de vată îs la limita inferioară. Mai poți termoizola la interior, dar pentru chestia asta trebuie făcut clar un calcul, așa cum am făcut în Ubacus, în episodul cu termoizolarea la interior al clădirilor. Poate fi o variantă încă o placă de 5 cm de multipor, pentru că de data asta punctul de rol este numai în exterior, dar trebuie făcute simulări atente pe partea asta, deci poate merge cu o placă rigidă. Răzvan Bucan, alt Patreon. Salut, ciofete! Salut, Răzvan! La uși mari de sticlă, exemplu, terasă de 3 ori 2,5 metri, este necesar să avem radiator în pardoseală pentru a nu avea condens? Ei, dacă folosești un vitraj performant care are factorul de transfer termic UG sub 0,80, atunci acest watts pe metru pătrat Kelvin, atunci aceste ferestre au îndeplinită condiția de confort. Nu mai ai senzația de radiație rece, pentru că acest coeficient de 0,80 standardizat de către Institutul de State de Case Pasive e făcut din acest motiv, pentru a-ți oferi maximul de confort în zona vitrajului. Da? Și dacă montajul este făcut corect și nu ai probleme de tanșitate ca pe acolo să bată vântul. Așadar, la vitraje atât de mari, nu ai nevoie în mod special de ventile convectoare puse în pardoseală. Dacă îți faci încălzire în pardoseală și dacă casa trebuie să fie foarte bine termoizolată, poți să îndesești acolo un pic spiră. Alt sfat legat de vitraje foarte, foarte mari este că aceste vitraje trebuie securizate, trebuie din sticlă armată, pentru că riscurile de a se sparge și a cădea pe tine sunt mult mai mari și pot fi destul de scumpe. Cezar Alin Nicola. Sunt mare fan de al tău, mulțumesc. Sunt la stadiu de casă la roșu, adică tencuită la interior și la exterior, încălzirea în pardoseală și instalațiile sunt gata, așa cum vreau să pun geamul. Am semnat cu o firmă, nu o să dau nume, destul de cunoscute, ei nu montează tâmplăria în golul de izolație. Este ok dacă montez în golul de ziderie la exterior, în așa fel încât să vin cu izolația de vată bazaltică la 20 cm. Cred că te referi la a veni efectiv cu vitrajul, cu fereastra pusă în continuare în golul de fereastră și să vii cu vata la exterior. Nu este suficient pentru că în acel punct e un punct nevralgic. Uite, acum chiar o să și desenez. Și anume, dacă ăsta este peretele de cărămidă și cumva asta ar fi zona în care ar veni termoizolația, ce intuiesc eu este că cei care pun ferestrele vin și pun așa. Chiar dacă tu vii și petreci aici și ai făcut termoizolația, frigul tot îți pătrunde pe aici. Și atunci, în acest motiv se scoate tâmplăria, se scoate în grosimea de termoizolație. Poți să faci asta foarte simplu făcând un precadru. Neapărat să te încuiești zona asta, faci un precadru care poate să fie în cazul ăsta și din lemn. Îl prinzi cu ancore chimice sau cu tije filetate specifice, vezi articolul pe subiect și atunci poți să vii să montezi tâmplăria aici pentru a avea continuitate în zona asta. E important și cei care fac tâmplării și ferestre și montează trebuie să învețe să folosească astfel de detalii. Ok? Trecem înapoi pe cameră. Mai este o variantă de a pune pe tot interiorul polistiren de 3-5 cm, care e o variantă care se folosește de obicei la reabilitări de monumente, doar că la fel trebuie să vii, să te încuiești continuu și să pui polistiren rezistent la compresiune
care poate fi mai migălos. Deci poate fi o variantă extremă pe care nu o recomand, pentru că s-ar putea să ai mai multe probleme cu montarea acestui polistiren rezistent la compresiune în gol. Aia însemna ca tot golul să-ți-l faci cu 10 cm mai mare, 5 pe stânga, 5 pe dreapta, 5 sus, 5 jos, să te încuiești prima oară golul, să pui aceste plăci, să le dai cu masă de șpaclu, să te închizi cu tencuiala și pe interior și apoi să pui ferestre. Poate fi o variantă de ameliorare. Dorin, dacă există vreun lac sau soluție specială de protecție a cărămizilor împotriva ploii și a înghețului să nu se macine. Sincer să fiu, nu știu de astfel de produse, pentru că nu prea merg cu cărămida aparentă sau lăsată aparent la exterior. Ce știu de soluții de la un furnizor, și anume Xipex, soluții care fac impermeabilizare la beton și cred că au și soluții echivalente pentru cărămidă. Așa, caută Xipex, sărul de impermeabilizare. Trebuie să existe ceva. Daniela Hobai, unul dintre cei mai mari fani ai platformei și primul Patreon. Mulțumesc, Daniela. Ea este arhitectă, se ocupă de scenarii la foc. Zice așa, am o casă a bunicii din anii 50, structură tradițională din lemn cu chirpiște, încuită cu stuf și mortar de var ciment. Cum probabil marea majoritate a celor care stau la țară aveți astfel de case, casa stă pe fundații de pilon de lemn, socul de toate beton, piatră, mortar de ciment, iar în zona de socul apar degradări între talpă, grinda de lemn și piatră. E, într-adevăr, aceste degradări apar pentru că vine pe de parte umiditatea de jos în sus și pe de altă parte apa care se tot scurge de acolo stă și se muftește în zona respectivă. Dacă se pot interveni chirurgical din exterior? Da, în principiu se pot. Am făcut-o la un moment dat alături de doamna Mariana Darie, profesoara mea de lemn din facultate, niște consolidări pe niște biserici din lemn și se pot face sprijiniri pe laterală, se pot scoate respectivele bucăți de lemn care sunt putrezite și se pot înlocui, dar într-adevăr asta este chirurgie și e foarte important să găsești un dulgher cu toate degetele și priceput. Materiale pentru izolarea între socul beton și lemn, ceva injectabil eventual. Există mortare de impermeabilizare, o să caut în mod punctual. La fel, tot de la Xipex, Mapei aveau astfel de soluții de injectare, dar de obicei o astfel de protecție se face printr-un acoperiș larg, pe de o parte, în așa fel încât apa din ploaie să nu se mai scurgă pe lateral, și prin realizarea de drenuri perimetrale, care drenul să preia apa de acolo și să nu mai lase să se ridice prin capilaritate apa în sus. Bădău Marius, mă interesează variante ieftine de acoperiș pentru o viitoare casă cu mansardă mică. Acum, legate de ce înseamnă acoperiș ieftin, întrebarea este pentru cât timp îl faci. Pentru că dacă vrei să schimbi acoperișul odată la 10 ani, atunci poți să mergi pe ceva super ieftin în comerț. Dacă nu vrei să ai bătăi de cap 10-20 de ani cu acoperișul, în medie acoperișul au cam 30 de ani durată de viață sau garanții aferente, atunci prețurile cresc, pentru că diferența de preț e legată de durabilitate. Așadar, cea mai ieftină variantă în momentul de față este tabla cutată sau profilată. Doar că atenție mare, pentru că aceste tipuri de table sunt într-adevăr ieftine pentru că sunt vopsite. Dacă am văzut un caz pe șantiere, cazuri în care s-au zgâriat la montaj și pe acolo a început să ruginească, sau în locul în care bagi șurubul se sparge acea vopsea, începe să ruginească în jurul șurubului și cam în 7 ani începe să ai probleme cu respectiva tablă. La fel, trebuie văzut foarte mare atenție la grosimea tablei și la grosimea tratamentului. Nu zic că tablele sunt o soluție, dar mare atenție la grosime, pentru că grosimea îți influențează durabilitatea. Asta a fost întrebarea de pe Patreon. Am mai primit astăzi de la Luke, un alt fan, la care tot primesc mesaje, un alt detaliu legat de membrana teflonată, în care el a găsit într-adevăr detalii în care membrana teflonată se pune cu crampoanele spre exterior. Dacă vă aduceți aminte, în episodul cu Buleli, am pus această întrebare, cum se montează corect membrana cu crampoane, pentru că și eu am avut polemici, și eu m-am lovit cu ea pe șantier, am văzut diverse cazuri de montaj, ceea ce ne-a dat loc în detaliu conform unul dintre producători, care zice că crampoanele se montează spre exterior dacă pe crampoane se mai montează încă un geotextil și se face o umplutură cu pietriș, atunci da, această membrană lucrează într-adevăr ca strat drenant, dar acest lucru se merge în combinație cu restul stratului de la drenaj, ceea ce nu prea am văzut în România să se vină cu geotextilul să se pună pe lateral. Așadar, dacă vrei să folosești membrana doar ca protecție mecanică a termohigrosistemului, pui crampoanele pe exterior. Dacă vrei să faci un strat complet de drenaj foarte bun, cu pietriș și cu geotextil
care să-ți ofere acest, să-ți poată prelua apele și să-ți ofere drenul în acele șanțuri create de diferența de campanie, atunci au pus spre exterior. Mulțumesc, Luc, încă o dată pentru această observație. E binevenită și vă încurajez că atunci când și voi mai aveți detalii sau vedeți diverse detalii diferite, scrieți-mi și le parcurgem. Hai să intrăm și în comentarii. Iulia Scântei, ai like, multe like-uri, mulțumesc. Să vedem de unde începem. Hai că o să... Fanturai, doresc să construiesc o casă și vreau să rup puntea termică la scările de la intrare și la terasa din spate. Este foarte simplu, faci terasa decuplată cu fundații independente și cu cuplitură după ce ai făcut termoizolația și hidroizolația socului. Deci, efectiv, faci cu fundații din nou, dar trebuie să sapi cam la 1 metru adâncime sau să te folosești de un cuplitur, dar o faci cu structură independentă, nu ai niciun fel de probleme. Ionuț Mihalache, cu ce e mai indicat să lipesc XPS-ul în două straturi, cu spumă poliuretanică sau cu adeziv și de ce? Atenție că se face confuzie între adeziv de tip spumă poliuretanică și spumă poliuretanică în sine. Da, există adezivi de tip spumă poliuretanică pentru lipirea polistirenului, dar trebuie să vină de la producător și trebuie să fie adeziv poliuretanic. Eu, de obicei, preferatul meu la nivel de lipirea polistirenului este cu mastic bituminos, cu masă de spaclu pe bază de amorfă bituminoasă, pentru că ala lucrează atunci și ca hidroizolație și sigur nu mai e nicio problemă, pentru că astfel de lipiri cu spumă poliuretanică sau cu adeziv de tip spumă poliuretanică poate să rămână cu vapori, cu crestăturile deschise și să-ți mai intre apă pe acolo. Cătălin, dacă m-a pus să construiesc fără autorizație, care ar fi amenda? E nasol, nu fă fără autorizație, pentru că nu e neapărat foarte mare amenda, dar autorizațiile sunt gândite de fapt să ajute întreaga comunitate ca acea clădire să respecte toate constrângerile legale, care aceste constrângeri sunt făcute să ne ajute. Denis G, salutare, îți datorez o discuție un la unul, promit, numai să mă eliberez. Nu o să mă eliberez niciodată, că tocmai am aflat că mai am încă 4 săptămâni de lucru. Radu Daniel, dacă pe OSB ar fi de ajuns fixarea doar cu șuruburi și ciuberi sau trebuie neapărat lipit? Depinde foarte mult de grosime. De obicei, grosimea mai mare de 5 cm are nevoie și de lipire, pentru că e vorba de un material care se comportă diferit pe ambele fețe. Iar cel puțin adezivul care se pune pe OSB este ca și consum mult mai puțin decât cel care s-ar pune pe, cum îi spune, dacă s-ar pune pe tencuială, dar atenție, dacă faci o casă pe lemn, nu este indicat să pui OSB-ul pe exterior, pentru că închizi total la vapor pachetul. Atunci, pe exterior, ar trebui să ai o placă termoizolantă, dar permeabilă la vapor, și să nu cumva să pui polistiren pe o casă din lemn. Nu-i bine. Poți să rezolvi problema asta dacă pui o barieră de vapor la interior foarte cu coeficientul SD foarte mare. Ioana Andreea, Adrian Oancea, dacă aș putea face pentru fațada unui bloc de 4 etaje, care de partea nordică a înverzit la etajele superioare, blocul este anvelopat de 10 ani, ce soluție aș avea la dispoziție? A, ce aș putea face? Deci dacă ți-au apărut verzituri pe tencuială, am descoperit chestia asta în Bankstadt, s-ar putea să fie probleme de compatibilitate dintre termoizolație și tencuiala în sine. S-ar putea ca tencuiala să fie prea permeabilă la apă și efectiv ea s-a format ca un fel de burețel, stă apa în ea și de acolo încep să se dezvolte diverse ciuperci. Acolo trebuia o tencuială de tip, o combinație între tencuială siliconică și siliconică. Și din păcate nu mai ce face decât să rachetezi tencuiala sau să dai cu soluții biocide, cum ar fi cele folosite pentru mucegaia la interior. Ovidiu Buzic, este recomandat sub șapă polistiren extrudat, ce puteți recomanda? Întotdeauna polistirenul extrudat are proprietatea de a fi foarte rezistent la compresiune și rezistența la compresiune este dată și de deformația acestuia, pentru că orice material, uite, vezi, eu îl apăs, se deformează, dar nu se rupe. Asta e problema polistirenului expandat, pentru că el se deformează. Și tu, în momentul în care îți pui polistiren expandat sub șapă, sub placă și se deformează, poate să scrape șapa și să ai denivelări în casă. Poți să pui ca alternativă EPS 200. Neapărat să fie 200, care este mai scump decât polistirenul clasic. Este singurul polistiren expandat pe care se poate călca și care are rezistență la compresiune de 200 de kN, la 10% deformată înainte de rupere. Dimitrie Pârghe, grosomodo, casă gen furnică, poate nu atât de înaltă și poate mai puțin mai mare ca metri pătrați util spre pasiv, ajunge la 100.000 de euro până la alfinisată. Din studiul de preț pe care l-am făcut, indiferent de sistemul structural și de clasa de performanță energetică, dacă construiești corect și dacă faci o casă, nu așa cu 5 cm de polistiren, ci o casă care să fie performantă energetic,
costurile ajung în jur de 900-1000 de euro pe metru pătrat suprafață utilă desfășurată. Dacă vrei să-ți faci o casă așa, numai 100.000 de euro la alb finisată, atunci ia 100.000, împarte la 1000 de euro și aia este suprafața maximă pe care o poți construi, adică în 90 de metri pătrați. Și dacă o ții foarte compactă, pentru că asta a fost farmecul la Casa Furnică, a fost foarte, foarte compactă și atunci lucrurile au diminuat prețurile. Chizilov Roman, salut! Ce părere ai despre panourile PIR în calitate de învelitoare a casei? PIR, poliizocianurat sau PUR, poliuretan rigid, este foarte bun ca material termoizolant pentru care l-am dau pe la un 0022-0025 și eu îl folosesc mai ales la acoperișuri de tip terasă, punctual, pentru că în loc să pui 30 de cm de alt material, poți să pui 20 de cm din acest material și te ajută mai ales la terasele care sunt la nivele intermediare, unde punând și termoizolație, fie nu poți să rup placa, fie vrei să diminezi numărul de trepte cu care să intri. O să postez pe Instagram un astfel de detaliu în curând, dacă ai răbdare. Însă mare atenție că trebuie să fie rezistente la compresiune, sunt mult mai scumpe și trebuie neapărat protejate, atât la apă, cât mai ales la foc. Eu astfel de materiale le pun de obicei în cazul în care mai torn o șapă de protecție neapărat deasupra. Deci pot fi folosite punctual, să folosești la tot acoperișul. O să vedeți că avem episodul de bulel la acoperiș. Am filmat și astfel de bulel cu astfel de materiale. Trebuie pus corect în operă și atenție, chiar dacă este cașerat, că astfel de plăci mai bine cașerate, toate acele noduri trebuie foarte bine lipite. Cristiana, love this life. Mulțumesc. Alexandra Buzoianu, bună. Azi am fost să văd o casă de vânzare, am duvii cu privință la pod. Lemnul nu pare tratat, chiar dacă chiar pare afectat de umiditatea băilor, planșeul, etajul este din lemn, cum ar trebui corectat? Ei, acum este întrebarea, în felul următor. Trebuie sau nu trebuie testat o casă când o cumperi? Cine îți dă garanție că o casă, în momentul în care ai cumpărat-o, răspunde parametrilor de performanță? Ce se întâmplă când înmatriculezi o mașină? Păi nu o poți înmatricula până nu-i faci ITP-ul, adică cineva o verifică. În acest caz, cel mai bine este să chemi un expert cu tine, arhitect sau inginer. Sunt 12.000 de arhitecți în țară și vreo 3.000-4.000 de ingineri. Unul care să fie apropiat zonei din care, sau măcar un diriginte de șantier, și tânăr, dar și cu experiență, care să vină să vadă casa și să facă împreună cu el o evaluare. Dar deja dacă are urme de intervenție pe ea, nu o lua. Nu o lua pentru că s-ar putea să ai poze filmare. Ne putem uita împreună la poze, dar asta dacă îl primiți pe salutalunșoflete.ro și ne programăm la o sesiune de discuții 1-1 sau la o consultanță, dar feeling-ul meu de pe acum este să nu o iei. Dacă deja cu ochiul liber vezi probleme, gândește-te ce nu vezi, cum ar fi fundația sau pardoseală. Lorenzo Ro, ce măsuri pot să iau din faza de proiectare a unei case timber frame proactivă a rozătoarelor? Primul și primul rând, soclu, să te ridici cu soclu suficient de mult, de să nu faci genul de casă care să fie îngropată în pământ, ci să faci o casă care să fie ușor ridicată, adică suficient de mult ridicată, și poți să pui la partea de jos tălpile de lemn să fie din lemn autocavizat și la partea de jos, stânga-dreapta, poți să plachezi cu plăci de fibrociment sau poți să mai vii să mai pui un strat de protecție de fibrociment. Iar și am descoperit că la rozătoare nu le place sticla și poți să faci, când îți faci patul de drenaj, poți să pui sticlă spartă de jur împrejur. Și asta s-ar putea să mai ajute. Și să-ți iei o pisică, desigur. Una, două pisici. Aici Cristina cred că ar fi de acord cu mine. Paul Suiugan. Cum se montează polistirenul 10x10 mai detaliat? Toți producătorii de materiale termoizolante fac și diverse broșuri de punere în operă corectă a ETICS. ETICS este abrevierea și denumirea pentru termosisteme integrate. Și acolo fiecare producător îți dă și accesorile cu care să lipești și modul de lucru. Ideal când faci cesele din două plăci este să le suprapui câte jumătate și jumătate. Adică dacă asta ar fi placa întreagă, colțul plăcii în celelalte plăci să pice pe inima plăcii precedente. Așa diminuezi punțile termice. Și poți să faci lipire cu diverse de tipuri de adezivi, fie că faci prima oară cu adeziv pe bază de mortar de ciment, primul adeziv e folosit, al doilea poate să fie de tip poliuretanic, adică de tip spumă poliuretanic. Atenție, zic de tip, pentru că nu este spuma, nu se confunda cu spuma în sine, ci este adeziv care este super lipicios. Și întotdeauna decalate, atenție la rostul să fie buză în buză, întotdeauna să nu fie diferențe mai mari de 2-3 mm pe planitatea rostului, pentru că după aia pe acolo oricum ai pierdere energetice. Pifi! Bine ai revenit, Pifi! De ce te superi uneori în comentarii? Polistiren versus vată la termoizație exterioară, în aceeași bani pentru investiții, care sunt avantaje și dezavantaje pe scurt. Bun.
Vata minerală de obicei de 2-3 ori mai scumpă decât polistirenul, clar. Dar vata minerală este cu difuzie deschisă și contribuie într-o oarecare măsură la reglarea umidității în interior, plus este ignifugă, nu arde. Ăsta este mare avantaj pentru care eu personal îl folosesc, pentru că nu arde și nu îți creează astfel de probleme. Plus, este mult mai stabil în timp, mai ales de la ultraviolete. Polistirenul, de obicei, mai ales cel care este bun, performant și este stabil la ultraviolete și este și ignifugat, de tip neopor, care, da, poate fi o soluție mai ieftină, ajunge să fie comparabil ca preț cu vata minerală, ținând cont că totuși vreo durabilitate de 20-30 de ani. Atenție că materialele de tip polimeri, poliuretan, dacă sunt expuse la ultraviolete, se depolimerizează. Polimer. Din punctul meu de vedere, întotdeauna aș merge foarte mult pe vată, plus impactul asupra mediului. Este un alt subiect pe care o să-l deschid în curând, și anume impactul total asupra mediului al unei construcții. Pentru că vom ajunge să fie normate. Iarăși, Paul, se pot monta geamuri și fără ramă de lemn cu colțar metalic și cu izolația până în geam? Da, se pot, dar colțarii de jos trebuie să fie cu rigizare neapărat, pentru că altfel ți se îndoaie. Cineva trebuie să gândească rezistența mecanică a celor colțari ca să nu ai deformații, pentru că de obicei la tâmpărit o deformație de 2-3 mm îți afectează mișcarea tâmpăriei, adică nu ți se mai deschide sau ți se închide. Și trebuie să fie cu foarte mare atenție. Plus, dacă montezi colțarii în cărămidă cu goluri verticale, când ai dat gaura să pui tija respectivă în care stă colțarul, trebuie să treci prin 6-8 camere și s-ar putea să rupi cărămida respectivă și să nu stea neapărat, pentru că tu aduce eforturi concentrate acolo. Plus, colțarul trebuie să fie mai scurt cu vreo 2 cm decât rama în sine, pentru a nu ieși din profilul ramei și a fi foarte rece. E mai minuțios, e cumva mai... e mai ieftin, dar trebuie să fie mult mai bun meșterii. Andrei Munteanu. Salut, vreau să fac o casă minimalistă din două containere de 12 metri așezate unul lângă altul. Vor fi puse pe spumă structurală de 40 cm și voi monta 40 cm la pereți. Te referi la spumă poliuretanică? Ei, hai să dezbatem un pic problema containerelor, pentru că văd că foarte multă lume cere și zice care sunt avantajele construcțiilor din containere. Pentru toți cei care vreți să vedeți ce înseamnă să stai într-un container, mergeți în gheretele de șantier. Dacă eu urăsc un maximul lucru când sunt pe șantier, sunt acele gherete, care de obicei sunt mici, înghesuite, put, și prefer să-mi fac birou efectiv pe șantier atunci când îl facem în gherete. Nu îți rezolvă toată problema, pentru că tu zici că ok, ai cumpărat o structură. Dacă te referi la containere maritime 100%, gândește-te ce au fost transportate cu acele containere. Dacă au fost transportate materiale chimice, radioactive, biologice și așa mai departe, că nu degeaba l-o vinde omul cu 1000 de euro pentru fier vechi. Trebuie să cari containerul respectiv, trebuie să vii cu macara, să-l pui la poziție, să-l iei de la poziție. Și plus, tu ai rezolvat o singură problemă, și anume prețul structurii, care este 20-25% din valoarea investiției. Gândește că trebuie să pui ferestre, trebuie să pui termoizolație, trebuie să-ți faci instalații, trebuie să-ți faci finisaje interioare. Dacă ai un container din ăla metalic, ce faci în el? Cum ți-l finisezi? Că trebuie să-l plachezi oricum. Și atunci n-ai rezolvat neapărat toate costurile, ținând cont de structura aferentă. Nu poți să zici că este neapărat mai ieftin. Există firme și în România care fac case modulare de tip containerizate. Și o căsuță de 20 de metri pătrați, 25, ajunge la 20-25 de mii de euro. Adică tot 1000 de euro metru pătrat. Plus, eu am stat într-o iarnă la schi niște astfel de containere și erau super mici. Nu erau neapărat confortabil. Cornel Bordeanu, ce părere ai despre spuma poliuretanică combinată cu poliurea pentru un subsol parțial, cât trebuie să fie statul de gros? Te referi la cele termoizolații spreiate din poliuretan care se pun la subsol? Au. Despre asta o să fac un material în sine, pentru că nu ajung 2-3 cm, trebuie cel puțin 10 cm suflat de un astfel de material și prima oară a trebuit să faci o hidroizolație pe beton, apoi să dai acei 10 cm cel puțin spreiați. Problema e că dacă tu spreiezi în mod necontrolat în aer, ei nu mai au aceeași rezistență la compresiune, poți să vii apoi să dai cu poliuree peste ca să faci hidroizolare, dar când vii cu pământul și apeși, ăla s-ar putea ca local să se strivească, să se spargă spuma respectivă, pentru că fiind, repet, nefiind injectată în presiune foarte mare, cum se face între două plăci, că în momentul în care injectezi între două plăci, ai presiunea foarte mare, o controlezi și crește rezistența mecanică. Aici ea e împroșcată și e lăsată să expandeze.
ea nu mai are rezistențe mecanice atât de mari și în momentul în care apeși pe ea, ea se poate înțepa. De aia, eu cel puțin la subsoluri o recomand cu cu atenție. Florin Mihai, cum pot izola mai bine podul unei case pe plus 1 fără placă peste etaj, lemn plus rigid? Momentan este izolată clasic, aș pune 5 cm de PC sub tabla stereală și 10 cm de vată deasupra tavanelor. Nu faceți combinații de polistiren cu vată, vă rog eu, mai ales să pui polistirenul spre exterior și vata spre interior, pentru că se formează condens între cele două și o să vedeți în articolul de Bulet la acoperiș pe care l-am tras cu Vlad. A desfăcut astfel de case și vai de mama lor. Dacă ai pod, dacă ai plăci, efective, ai greens de pod și ai un pod neîncălzit, poți să pui pe orizontală, pe grinzile de lemn, vată minerală rigidă. Poți să pui și polistiren dacă vrei tu neapărat, dar pune polistirenul la partea de jos și vată la partea de sus. Însă cel mai bine în situația de genul ăsta este să-ți faci un caroiaj de grinzi, să pui rigle de lemn, să pui rând de vată în două straturi și apoi să bați o astereală pe pod. Dar înainte să pui o barieră de vapă jos și o furi anticondensus. Royal Garden, mesaj de tras. De ce este mesaj de tras? Încă un mesaj de tras. Bine. Vlad Chiorian, doresc să construiesc o casă lipită de un zid de sprijin din beton armat, terenul terasat. Ar putea fi asta o problemă? Ar trebui ca peretele din sprijin să fie tot din beton? Să mă gândesc. Depinde dacă acel zid... E clar că tu va trebui să-ți faci un zid de dublură. Deci nu-ți fă casa lipită, adică să nu transform zidul... Peretele de sprijin nu îl transforma în element de casă. Tu mai fă-ți un perete în fața lui și de obicei ar trebui gândit acolo un strat de drenaj pentru că nu știi dacă au fost făcute drenuri în spate și dacă nu poate să iasă apa prin respectivul perete. Vladislav Cantea, salutare! Vreau să explic afara peretului de la mijlocul peretelui. Ei, regula este în felul următor. Ai un perete care e făcut din diverse materiale, materiale constructive. Prin acel perete trece cumva căldura. Nu, tu ai să zic cărămidă și apoi ai termoizolație. Cărămida este mai slab termoizolantă, că căldura trece într-un anumit fel și apoi, dând într-un material mai bun termoizolant, căldura are, zice, perete de pantă, circulă mai greu. Și atunci există acel profil de transfer de căldură prin orice fel de stratificație. După care iei profilul de tâmplărie, care și face profil de tâmplărie, dacă supui la temperatură într-o parte, stânga, ca dreapta rece, căldura trece prin el. Și există la fel acea pantă, adică modul în care căldura se scurge prin acel material. Ei, dacă tu ar fi să bași termometru din, nu știu, milimetru, milimetru sau din 10 milimetri, ai putea să identifici niște zone care au aceeași temperatură, adică pe la 20 de grade, 10 grade, 0 grade și așa mai departe. Regula de bază și de bun simț se numește acordare termică, și anume, iei profilul de tâmplărie făcut cu diagrama termică pentru aceleași valori de temperatură date de producător, iei peretele care poți calcula în Ubacus foarte ușor, dacă te uiți la cursul de Ubacus, vezi la amândouă, pentru aceeași temperaturi, indiferent de tipul de profil, indiferent de tipul de material din care este făcută stratificația, vezi unde este zona de 0 grade și le suprapui geometric. Așa este acordare termică, nu mai ai nevoie de niciun altă știință sau calcul, pentru că așa eviți pierderile de căldură datorită petrecerii proaste de materiale acolo. Am mai documentat asta la toată seria de tâmpării de pe blog și o să mai vină, urmează surprize, niște chestii la capitolul cursuri. Happy? Vladislav, ești? Așa, Robert Deleanu. Cum se realizează bariera de vapă pentru o structură de 250 de mm de beceal la interior și 200 de mm de vată minerală bazaltică la exterior? Cel mai simplu, cel mai bun element de control de vapor, dar aici ai două materiale permeabile la vapor, nu ești atât de constrâns. Poți să faci o tencuială pe bază de var și ciment, un amestec, joacă-te în obacus cu cele trei materiale, pune temperatura exterioară mare grijă acolo și o să vezi efectiv tipul de barieră. Dar tencuiala în faza asta îți rezolvă toate problemele. Dacă faci o tencuială, măcar două straturi și să aibă 12-15 mm în total. Și o să vezi că e ok, pentru că și BCA-ul și vata au permeabilități apropiate la transferul de vapor și de umiditate. Așa, Royal Garden. Ah, uite. Salutare, Marius, te rugăm frumos dacă poți să mă ajut cu un sfat. Ce se pune sub primul rând de BCA de pe placă? Observ că mulți pun acel carton negru și acum. Pune o membrană bituminoasă în două sau în trei straturi, adică membrana respectivă să fie o hidroizolație.
Da, se folosește vechiul carton bituminos, era efectiv carton băgat în bitum care în 5, 6, 10 ani se mănâncă. Se numește stradă de rupere a capilarității pentru că apa poate să-ți vină prin fundație, prin beton, migrează, pentru că betonul este un material higroscopic. De ce? Pentru că tu faci betonul băgând apă. Dar ai apă de legătură chimică și ai apă de lucrabilitate. Când s-a evaporat apa de lucrabilitate, ăla rămâne poros, ăla trage apă. Și apa aia îți urcă și poate să se ducă mai departe în BCA. Și atunci trebuie să pui acolo un material care să nu lase apa să urce mai sus. Și atunci pune o membrană hidroizolantă termosudabilă. Uite, eu am lucrat cu bau de RKV, de exemplu, este foarte bună. Și efect, dar să fie neapărat cu armătura aia pe ea ca să și dure, să și reziste în timp. Daniela, hello. Johnny, Daniel Ciobanu, salutare. Ionuț Mihalache. Ce soluție de minare între vata bazaltică și polistirenică există în zona de socru și fațadă există pentru a evita crăpăturile? Pam, pam, bingo. Varianta 1, poți să pui un compriband și să faci un rost vizibil acolo. Varianta 2, există niște profile de tip U sau C, care rămân aparente și care, acel profil U, material didactic, acel profil U e făcut ca și U fix cu rolul ăsta de a juca, de a le permite. Se găsesc, eu cred că am găsit astfel de profile pe la EJOT, există în cataloge dedicate de montaj de termosistem. Dacă tot vorbim de termosistem, ai grijă și la niște profile picurătoare care se pun la fața de sus a ferestrelor și așa mai departe. O serie de accesorii foarte importante la montarea termosistemului pentru a evita apa să se ducă, să intre pe toate părțile. Ora, cine e gata, luăm cu lopata, așa e. Tonito, salutare, Tonito. Gabi Florea, țărumâna, mama lui Vlad, fan activ. Iulian, salutare din nou. Costin Alexandru, salutare tuturor. Ionuț Mihalaschie, doresc să merg pe 18 cm polistiren și 20 cm vată bazaltică. Chiar să folosesc în perioadă polistiren expres orizontal. Profilul de socru plus bandă expandabilă. Poate fi o soluție, dar atunci pune două benzi expandabile. Dacă ne referim la acel compriman. Pune unul pe interior și unul pe exterior. Adică, așa, pentru că în momentul în care va expanda, ce va face? O să expandeze și o să-ți dilate un pic profilul. Și atunci să mai ai încă una care să-ți creeze acolo un șans continuu. Johnny C, la casa Ria ai menționat de vitraj fără rame, care ar fi mai ieftin. Poți să-mi spui cum e sistemul de prindere? Complicat. E prinsă baghetă cu baghetă în structură și perimetral au fost puse niște garnituri de cauciuc și apoi au venit și s-a pus termoizolație deasupra cu un compriband. Practic, sticla a fost băgată în structură și a fost acoperită cu termoizolație ca și cum ai monta o ramă clasică pe care oricum vii cu 2-3 cm de termoizolație. Trebuie să fii foarte, foarte atent la manoperă. Cred că la Casa Rea a fost una dintre cele mai masochiste manopere. Adică dacă am crezut vreodată că e cineva în România care să dea jos un perete că e cu 2-3 mm mai scurt sau mai lung, s-a întâmplat chestia asta. Asta pentru că a fost foarte multă precizie. Deci se poate face. Cristiana, când ne întoarcem la birou? Suntem la birou. Uite, ăsta este biroul meu. Noi lucrăm în continuare, chiar și de acasă, vorba aia. În programare și în inginerie, dă-mi un calculator, priză și internet și salut. De când a venit pandemia, eu am câștigat 4 ore de lucru pe zi, 2 ore în plus de somn, am început să mă îngraș. Și mai am nevoie de vreo 4 sau 5 săptămâni de izolare ca să ajung la zi cu tot ce aveam pe listă la începutul anului, dar se face jumătatea anului, deci niciodată nu o să fiu la zi. Gabriel Maxim, salutare! Puf! ABCDXYZ. Salut, se poate face o casă din lemn semi-îngropată, peretele dinspre deal e îngropat pe jumătate sau la nivel. Lemn timbră sau alte prefabricate din lemn. Cu casele îngropate e un pic cu scepsis pentru că pământul nu ține neapărat de cald și ai foarte multă manoperă și ai probleme cu apa și trebuie să faci drenuri și așa mai departe și ce faci cu lumina, cum aduci lumina în casă. Deci nu e chiar neapărat o soluție. Vrei neapărat case îngropate? De ce vrei case îngropate? Tonito, vrei la muncă? Când bem vinul ăla? Îți dau adresa, mi-l trimiți? Bibengo. Ce tip de izolație recomand la o casă pe bază de container marin? Vezi că am vorbit mai sus. Dacă e container marin pe bază de metal, pe exterior poți să mergi cu poliuretan spreiat sau poți să mergi cu polistiren lipit, dar repet că nu ai rezolvat neapărat problema, pentru că plus că acele containere, țin minte că am făcut la Electric Castle o instalație din containere maritime și au trebuit să facem decupaje în ele. Dacă vrei să-ți faci decupaje pentru ferestre, naibii de afurisite, pentru că tabla aia cutată de acolo este colaborantă și aia contribuie la structură. Călin, salut! Cătălin, salut! Strigăm în cer, șofete, șofete, șofete! Strigați! Și .ro. Poți să strigi foarte bine dând like, share și subscribe. Ăla este modul tău de a striga. Este cel mai bun mod de a striga, ca pe stadion. 25.200 de oameni, ca un stadion. Oh, Jesus! Dacă cineva a tăiat 3 fire de armătură din tavan pe o distanță de câte 1 metru, au. Cum se poate repara? Nasol. 1. Cu fibră de carbon. 2. Cu ancore chimice și cu tijă de completare.
sau trei, dacă sunt tăiate barele respective, poți să vii să sapi pe lângă, să spargi în continuare, să pui bare, să faci suduri pe laterală și să dai cu torcret, sau poți să vii să pui niște platbande metalice care să le fixezi prin laterală cu conector de forfecare. Ce înseamnă conector de forfecare? Du-te la materialul în care am de la cu ancore chimice, știi, filetate. Narita, salutare, GNC Construct, salutare, Armando, intră Marius, asta e ca să stai mai vechi, Jesus. Aveți răbdare, repet, le iau pe toate pe rând, bag, sunt aici, cât ține de tot, atât aducem. Am ratat, așa. Ovidiu, cum se realizează corect izolația unei fundații? Hidroizolația sau termoizolația? Bun, hidroizolația. Primul și în primul rând, întotdeauna betonul se hidroizolează primul în cel puțin două straturi. O hidroizolație într-un singur strat nu e hidroizolație, mai puține PDM-ul care mi se pare cauciuc sfânt. După ce am pus mâna pe el și am stat cu Tibi pe șantier 21 de zile verificând fiecare îmbinare și nu dat crești aproape nicio îmbinare, toate celelalte hidroizolații se fac de două ori. Și de preferat este să poți hidroizola pe toate lateralele pe care betonul vine în contact cu pământul. Dacă ai fundații continue, ai turnat prima oară talpa de fundație, cel puțin pentru casa din zidărie, pe suprafața respectivă a tălpii dai cu mortar hidroizolant, apoi faci cofrajul să torni elevația de beton. După ce ai turnat grinda de beton, vii și dai cu mâzgă. Cea mai sănătoasă hidroizolație, întotdeauna zic eu, este bitumul, de sub orice forme. Cu bitum scap de apă, dai cu bitum pe ambele fețe. Apoi poți, dacă ai probleme cu apa subterană, ai probleme cu apa la nivelul pământului, atunci fă-ți odată un strat drenant, toarnă o șapă și pe acea șapă mai vii și mai pui hidroizolație. Și e foarte important pentru că oamenii, mai mare ajutate fug pentru că costă. Da, costă pentru că nu mai poți ajunge acolo. Odată îngropat, țelul static. Dar vine material despre hidroizolație. Apoi termoizolație, cel puțin pe ambele fețe pe laterală, un metru adâncime. Nu faci casă pasivă, dar vrei să faci o casă eficientă energetic. Ok, și betonul ține cât de cât de cald. Dar ai nevoie de cel puțin un metru ca eventuala căldură care se scurge prin beton să se prost spus amortizeze, ca și betonul să înceapă să lucreze din punct de vedere termic și atunci ar ajunge să se scurgă pe dedesubt. O să discutăm asta la capitolul de curs despre punți termice. Ce mai avem? Salutare Ștefan, Cernat, Florica, Pop, salutare Florian, Cirisbuc. Se poate placa cărămida aparentă pe CLT, pe interior sau pe exterior? Poți să faci fațadă de cărămidă zidită, cu spațiu ventilat și cu conector, da, britanicii fac chestia asta. Marea Britanie se poartă încă cărămidă la vedere, este tradițională cumva și atunci există astfel de sisteme. Intră pe clt.info și acolo găsește o bază de date, de detalii, de nu îți ajunge o viață întreagă. Vali N. Să mă dau mai tare ca sunet? Ciprian Surda. La o casă cu pereți din itom, dacă vreau să pun 10 cm de vată bazaltică și apoi încă 10 cm trebuie să dau jos înainte zugrăveala, te referi la exterior sau să mai pui după aceea încă 10 cm? Da și nu. Aici depinde foarte mult cu ce material lucrezi, pentru că poate să existe probleme de compatibilitate chimică între tencuiala veche și adezivul nou pus. Dacă vei folosi în viitor cumva același producător și aceeași marcă, nu neapărat trebuie să dai jos, dar trebuie să dai cu amorsă înainte, adică cu o soluție care transformă suprafața existentă într-o suprafață lipicioasă și aia este neapărat. Ok? Cătălin Mihalache, ce părere ai despre un sistem de ventilație cu recuperare de căldură descentralizat pentru un apartament de 3 camere comunist? Este ok să montezi un aparat într-o singură cameră? Da, poți monta un aparat într-o singură cameră, chiar pentru că sunt mai multe camere, dar să montezi cel puțin 2 sau ideal 4. Să lucrezi întotdeauna în tandem. Să ai unul care scoate și celălalt care bagă în același timp și invers, dacă este din acela cu flux alternant. Atenție la sistemele de ventilație cu recuperare de căldură descentralizate, care au fluxuri în aceeași zonă. Adică și scot și bagă pe acolo. Știți gluma aia, că ce a fost Dumnezeu când l-a făcut pe om? Domnule, a fost arhitect, uite cât de frumos arată omul, cât de perfect, ce proporții. Nu, domnule,
Dumnezeu a fost structurist. Uite-te la oase, uite-te cum arată distribuția de eforturi în material. Lasă-mă, domnule, că Dumnezeu a fost instalator. Uite-te și tu la nervi, la instalații, la numai, la toate cele, la care și arhitectul și instalator și structuristul se uită la instalator. Și da, mă, așa e, că numai instalatorii puteau să se gândească să pună recreația și scurgerile în același loc. Deci, întotdeauna, atenție la cele la care și trag aer și bag aer în același loc, pentru că se creează vârtejuri, se preiau aerele, sunt reaspirate și nu funcționează la parametrii normali. Cristiana, felicitări editorilor pentru montaj. Plăduț, rules. Se aude încet doar la mine, se aude bine acum. Se aude? Se aude? Hai mai. Pam, pam, întoarcem. Și da, în timpul facultății vreo 6 ani, n-am dat neapărat cu BIS, dar în 6 ani am tocat toată biblioteca Facultății de Construcții în București și citeam numai stasuri și normative. Recunosc că au fost vreo 6 ani în care cred că am citit mai puțin de 4 cărți de literatură, în rest, plus toată arhiva și biblioteca celor de la Stizo, unde stăteam nopțile și pe lângă proiectare citeam de zor. Am rămas un pic în urmă cu comentariile. Hai să vedem. Ce bloc ceramic recomand pentru a construi o casă cât mai eficientă din punct de vedere termic? Eficiența termică obține termoizolația. Blocul ceramic nu este atât de performant energetic cât îți poate aduce termoizolația. Termoizolația este de 4, 5, 6 ori mai performantă termic decât un bloc ceramic. Aia înseamnă că dacă tu vrei să faci un perete de 40 de cm grosime, poți să faci din cărămidă de 25 și termoizolația de 15 va fi de 7-10 ori mai performant decât să faci un perete doar dintr-o singură singur bloc ceramic de 40 cm. I'm gonna show you this in Ubacus. Și atunci, din punctul meu de vedere, 25-30 de cm grosimea trebuie să fie blocul ceramic maxim. Și de preferat să fie în continuare bloc ceramic cu rezistență mare la seism, pentru că marea majoritate a caselor din România sunt supuse la seism și vei avea degradări foarte mari în ipoteza unui astfel de cutremur. Andrei Săvulescu, ce sistem de ventilație să aleg? Prana sau Novingh Air? Gândește care cum funcționează mai bine. Din punctul meu de vedere, vorbește cel mai bine cu oameni care și-au instalat. Eu întotdeauna zic, la orice lucru, că este serviciu, că îți alegi un arhitect, că îți alegi un doctor, cere 3 păreri ale clienților. Bine, poate la doctor e mai greu dacă pacientul a murit, dar du-te la oameni care au ambele sisteme montate și vorbește cu ei. Și vezi. Cătălin Morariu, cum aș putea izola optim pardoseala unei cabane făcute pe șuruburi de fundare? Poți să termizezi și la interior. Acum depinde, poți să pui între grinzi, dar atenție că de desubt sub grinzi acelea trebuie să pui o placă. Recomandarea mea, dacă faci planșeu suspendat din experiența caselor pe care am făcut planșeu suspendat, pe partea interioară poți să pui un fibrociment sau un aquaroc prin care nu intră nici șoareci dacă dau cu dinții acolo, numai că aia îți închide la vapori. Și atunci tu, pe pardoseala, trebuie să pui o folie de polietilenă densă sau o folie de aluminiu care să-ți joace ca barieră de vapor. Și apoi poți să pui eventuale plăci de tip polistiren extrudat sau poliuretan rigid peste care să mai pui o altă placă la interior. Ovidiu, felicitări, Marius și echipa, faceți treabă minunată, vă mulțumesc și vă mulțumim pentru susținerea pe care ne-o acordați, adică prin faptul că distribuiți aceste materiale și că le dați mai departe și că ne dați like-uri. Sorin Oțescu, cum se poate izola un perete aflat fix pe limita de proprietate dacă vecinul nu e de acord? Vezi că am discutat despre termoizolații puse la interior în apartament, este cam aceeași procedură. Ai varianta 1, plăci de multipor pe care să le dai cu masă de bitum, ca să închizi la vapori, poți să pui vată pe care o iași din lemn sau din profile de oțel de rigips în două rânduri de profile, plus barieră de vapor, neapărat important. Sau preferata mea, dar se găsesc greu pe piață, sunt plăcile din spumă de sticlă, pentru că în momentul în care le-ai pus pe alea cruce, n-ai primit nici cu frigul, nici cu vaporii. Marius Berdea, cum se poate izola o casă din cărămizi din chirpici deasupra tavanului, ce pot să pun să nu se facă condens? La case din chirpici, se aplică regula generală de permeabilitate la vapor. Aia e mai importantă chestia asta. Și anume, mergi cu materiale compatibile, cum ar fi hempcrete-ul,
care este un torcret făcut din mortar de var și fulgi de cânepă, termoizolație din fibră de lemn, din celuloză. Bine, celuloza nu se poate, trebuie suflată și trebuie să-i faci o satură, și atunci trebuie să fii foarte atent la asta. Dar pentru casă de chirpici, din punctul meu de vedere, astea două sunt cele mai bune. Fibra de lemn și emplitul. Nu puneți polistiren pe casele din lemn. Le ucideți. Le va mânca apa și ciupercile, de nu o să vă vină să credeți. Așteptați episodul cu bulele la acoperiș tras cu place bani și o să vedeți ceva juicy, la propriu juicy, lemn. Iulian, din nou. Așa, casa acoperită cu panouri sandwich. Prin ce definești panourile sandwich? Te referi la cele panouri metalice sandwich, adică poliuretan și tablă cutată din metal, sau panourile sandwich din OSB injectat? Pot fi folosite amândouă, dar ai foarte, foarte mare atenție. Unul, la fixajele mecanice, pentru că dacă ai panou sandwich de tip tablă cutată și ai dat găuri cu dornuri metalice, pe acolo se formează condens pentru că ăla trage rece și se mănâncă de rugină tabla, iar dacă folosești panouri SIP cu poliuretan injectat, la fel trebuie să ai foarte mare grijă la șuruburi și la îmbinări. În momentul în care se îmbină panourile acolo, e o zonă sensibilă. Ăla e călcuiul Ahile la panourile de tip SIP din poliuretan și OSB, efectiv îmbinele care trebuie etanșate cu ceva impermeabil la vapori, respectiv cu benzi adezive de tip scotch sau anumit, mă rog, nu silicon, ci masticuri silicon, de tip silicon puse pe tot contul. Și neapărat în două straturi. Întotdeauna, mai ales la acoperiș, termoizolația optimă se face în două straturi, pentru că și tu îți pui pe tine tricou, plover și apoi geacă. Bloc ceramic am zis. Alex Schlesinger. Pentru un acoperiș drept circulabil, cu câte termoizolații, cu câte izolații am avea nevoie și dacă toată casa din lemn, ce puncte ar trebui să mai acces pentru a susține pentru... ok, am înțeles. Hai să desenăm un pic. Și deasupra, ok, aici este la... E foarte important, dacă tu pui hidroizolație, okay, terasă circulabilă, ai pus hidroizolația aici. Marea majoritate a hidroizolațiilor sunt total impermeabile la vapori. Adică nu-ți lasă umiditatea deloc să iasă pe aici, umiditatea din casă. Și atunci, ca să nu ai belele în timp, pur și simplu hidroizolația o pui pe o placă de OSB. Și aici ai un spațiu ventilat, adică peste grinzi, mă rog, am greșit, grindă, placă, o placă care să fie permeabilă la vapori, folie anticondens de protecție, șipcă, OSB, membrană. Și aici ai termoizolația. Și aici ai bariera de, mă rog, ai al doilea rând de termoizolație. Și aici ai bariera de vapori. Și asta este stratificația corectă pentru un acoperiș de tip terasă, pentru o construcție din lemn, pentru că eventuala umiditate strânsă pe aici se duce în laterală și defulează. Eventuală apă venită pe aici, că ți s-a înțepat membrana, ajunge pe această membrană și se duce în laterală și se scurge sau se evaporă. Și așa, garantat, nu ai probleme, dar bineînțeles costă. Și revenind, o secundă îți bag niște apă. Pam, 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 pam. I'm loving it. Alex, e ok? Ai înțeles? Gabriel, salutare! Unul dintre fanii activi. Mulțumesc pentru toate comentariile alături de Uț. Vă mulțumesc pentru implicare. Sunt foarte tare. Așadar, legat de termoizolație, recomand să termo sistem de minim 20 cm. Corect. Dacă îți dăreare și apropie de termoizolanță, gen BCA, tot 20 ajunge. De obicei, care e problema dacă faci cu zidire cu BCA? Ai punțile termice ale stâlpilor și aia ajung să-ți condiționeze restul de grosime de termoizolație. Pentru că tu poți să pui BCA dacă pui BCA de 30 și faci stâlpișorii de 25 și mai pui încă 5 cm în dreptul stâlpișorilor, cumva o scoți la capăt cu 15 cm. Dar coeficientul de transfer termic U al peretelui trebuie să fie cel puțin 0,20 W, maxim 0,20 W pe metru pătrat Kelvin.
Și atunci ai o casă eficientă energetic. Pentru că de la această valoare în jos, ai îndeplinită și condiția de confort ca acel perete să nu radieze rece. Dacă vrei să ajungi cu casa în standard de casă pasivă, atunci neapărat că acest coeficient să fie între 0,11 și 0,15 și nu poți atinge cu 15 cm de termizație, dar 20-25. Depinde foarte mult la BCA, de tipul de BCA în sine, pentru că și acolo sunt BCA-uri cu rezistențe termice de la simplu la triplu ca diferență, plus mortarul cu care se lipește. Pentru că mortarul respectiv poate fi o dita mai puntea termică dacă e pus așa gros, sănătos, tati, cum se pune, și dacă nu e făcută corectă lipirea. Prelipceanu Cornel, cum izolăm bine un balcon? Cu greu. E complicat. Să-l închizi sau să-l faci de la zero? Dacă faci de la zero, fă-l decuplat. Dacă îl închizi, e cu bătăi de cap. Tâmpăria termopan trebuie montată total în afară, complet pe acel cadru, prins cu ancoră chimică sau parțial. Nu mi-a fost clar. Vezi că am zis mai devreme despre cum se face acodarea termică. Vlad Vilceanu, cum poți? Cum poți? Robert Deleanu, la o casă din BCA cu bată bazaltică. Am răspuns mai sus. Știri de Cluj. Bună seara! Se poate folosi polistiren expandat sub placa de pe sol și apoi să folosești extrudat peste placă? Da. Pardon, nu. Scuze. Extrudatul întotdeauna în contact cu pământul, pentru că, ziceam adineauri, extrudatul nu se deformează atât de tare când calci pe el și îți calcă placa, îți calcă 300 de kilograme cât e placa cu finisaje și cu oameni pe acel polistiren și se lasă în timp. Și deci poți să pui extrudat sub placă și expandat deasupra dacă este EPS-200. Radu Constantin, poți recomanda o carte curs pentru proiectarea structurilor de timber frame? Dacă urmărești în continuare secțiunea de cursuri, următorul curs va fi unul surpriză, așa că urmește acolo în continuare. Altfel, un singur curs eu nu am găsit, eu m-am documentat cam din toate sursele. Găsești, de exemplu, la Rotoblast pe site o serie de cataloge foarte faine cu detalii și cu chestii de bază. Găsești dataholtz.com, o bază de date online cu stratificații și așa mai departe pe timber frame. Și aia poate fi de folos. Casele Huf, te rog. Casele Huf, le-am vizitat pe cele din România. Sunt primul sistem de case prefabricate care au apărut în lume, cu tradiție, normal, nemți. Sunt case pe structură din lemn, dar sunt case în cadre, sunt asemănătoare cumva cu timber frame, însă au stâlpi și grinzi mai mari și sunt foarte, foarte vitrate. Pentru România, sunt foarte scumpe. Adică sunt case premium, sunt case de lux, sincer, și dacă sunt făcute bine, pentru că am înțeles că cel puțin cele care au fost făcute în România au venit cei de la Hufhaus ca în gherilă, cu absolut toate sculele lor, inclusiv cu apa, de exemplu, și au făcut-o ca la carte, dar noi avem probleme în a discuta despre case care nu sunt 600 de euro, ci sunt cam pe la 1000 de euro metru pătrat, astea Huf sunt scumpe, sunt foarte faine. Barbu Bogdan, în privința celătorului, cât de adecvat este pentru construcție destinată în arie medicală precum o clinică? Am realizat o astfel de construcție. Mai depinde de tipul de clinică, pentru că tu poți să faci placare cu dublu gips carton și poți să folosești vopseluri aferente, de tip vopseluri cu rășcin și așa mai departe, care nu lasă eventualii virus să se ducă mai departe, la care poți să faci dezinsecția și urmează chiar proiectarea unei alte clinici care e compozită, este jumate pe CLT, jumate pe zidărie. Depinde foarte mult de gradul de, adică de ce fel de clinică este. Unde faci operații de alea super complicate sau e o clinică în care faci operații micuțe, dentism, chestii la dinți și așa mai departe. Cum poți izola la standard FMZ puntea termică creată de un balcon? Deci dacă este existent, e foarte greu. Cu plăci de poliuretan și a trebuit să îmbraci și sus și jos, sau poate chiar să-ți creeze o treaptă, adică practic să ajungi să urci în balcon, dar îți modifică tâmpăria, trebuie să faci hidroizolație cu pantă și de preluare apelor și poate fi complicat. Acum, nu NZEB în sine condiționează puntea termică, ci puntea termică de acolo trebuie eliminată pentru disconfort, pentru că îți vine rece pe acolo, îți formează condens și mucegai. O să vedeți în cursul de punți termice care o să fac în curând. Tâmpărie, termopan, asta mai discutat. Cât de importantă este izolația fundației și a plăcilor în comparație cu cea a pereților și a tavanului? Vreau încălzire în pardoseală. 1. Încălzirea în pardoseală nu îți rezolvă problema termoizolației la fundații. Tu încălzești pământul.
Faptul că pui acei 3 cm de polistiren sub încălzirea pardusală nu sunt suficienți. Este ca și cum te duce în șosete iarna, pe ghețuș. Nu este suficient. Ai nevoie pentru datele climatice din România de cel puțin 15 cm de termoizolație sub placă dacă vrei să nu încălzești pământul. Și vezi articolul cu Bulel la fundație. Încălzirea este în felul, adică configurația casei în felul următor, este ca și cum te îmbrăca pe tine. Când te îmbraci să te duci la schi, îți iei haine groase, căciulă și bocanci în picioare. Mai este o regulă de bază pe care o aplic în proiectare și anume, dacă am luat valoarea de referință U a unui perete, valoarea acoperișului trebuie să fie cu 30% mai bun decât a peretelui pentru că căldura mi se duce în sus și cel puțin 70% din valoarea de referință a peretelui, a valorii U, de la perete la parduseală, indiferent de stratificațiile din care e făcut. Deci dacă e făcut din BCA, beton, cărămidă, chirpiș și așa mai departe, te joci cu aceste valori. Bădăreu Marius, salutare! Costin Alexandru, e bine de izolat podul cu spumă poliuretanică în pod stat cu cele deschise și apoi stat cu cele închise sau vată? Mulțumesc! Ai răbdare până la articolul de Bulel la acoperiș ca să vezi. Și atenție, coeficientul de transfer U trebuie să fie la acoperiș între 0,11 și 0,20. Se poate obține din orice material, atât timp cât se face un calcul termic pe stratificație. Atenție foarte mult la tipul de materiale care se pun în operă și care au coeficienții de transfer termic agrementați pentru diverse situații de punere în operă. Pentru că una este să faci un material în laborator și alta este să faci pe șantier. De exemplu, dacă vine un element care e gata făcut ca și placă, ăla pleacă din fabrică având o fișă tehnică cu proprietăți controlate. Dacă tu faci ceva pe șantier, cumva acolo e haos, pentru că ai temperatură și umiditate diferită. Și chestia cu celula închisă și celula deschisă, foarte mare atenție și acolo, pentru că și spuma care aparent e cu celula închisă, dacă tu i-ai tăiat fața respectivă, poșghița respectivă, poți să ai erori de, poți să ai segregări de material acolo. Unde ești? Izolație la interior, la o casă din lemn de stejar veche de 50 de ani. La exterior, lemnul rămâne aparent fără izolație. Tot în Bacus există modul de calcul a termoizolațiilor a clădirilor vechi. Tot pe fibră de lemn aș merge, rigidă, dar să fie făcut calcul de transfer termic, pentru că dacă pui fibră de lemn la interior, poți rezolva această problemă, dar trebuie să verifici dacă merge sau nu cu fără bariere de vapor. Am avut un caz de genul ăsta la un moment dat, poți să faci o tencuială după aceea în interior cu lut, care lutul poate să lucreze ca barieră de vapor și să lucreze hiroscopic. Am făcut asta la casa cu baluze de paie din Dorohoi. Andrei Loca. Salut, Marius, admir munca ta, mulțumesc. Am o întrebare, cum aș putea scăpa de mucegaiul la interior? În afară de a dăma casa și o reface. Păi, știi vorba aia, răul se scoate din fundații. Pot să rezolv problema de bază și anume cea de a diminua transferul termic pe acolo, pentru că dacă zona respectivă este foarte rece, atunci cum îi spune, dacă zona respectivă e rece, trebuie să o încălzești, trebuie să o protejezi și atunci se poate rezolva prin termoizolare. Dacă e o punte termică, nu prea mai e ce face. Te mai poți asigura ca zona respectivă să fie ventilată, adică să treacă aer pe acolo, să spele umezeala și să aerisești, să ventilezi. Adică să ții umiditatea în casă pe la un 50% cât este necesarul nostru pentru a funcționa corect. De obicei, mucegaiul ăsta se întâmplă într-o combinație de zone reci cu umiditate foarte mare. Și asta trebuie ținut de sub control. Dar sunt cumva chestia asta cu probleme de mucegai au o patologie destul de diversă, adică pot să fie probleme destul de mari pe partea asta. Iarăși întrebarea cu termopanul, am răspuns mai devreme. Cine trebuie să verifice termoizolațiile la un proiect, verificatorul de proiect? Cum detect toate proiectele din România, având în vedere că se folosesc grosimi insuficiente? Bingo! Foarte bună întrebarea. Vlad U, lasă-mi adresa ta la salut@aronșofete.ro pentru că este o întrebare foarte bună și o să primești de la mine ceva mic cadou pentru chestia asta. Trec autorizațiile de construcție pentru că nu ne doare. De-aia trebuie, pentru că nu ne pică în cap. În momentul în care depui pentru autorizație de construcție, casa ta trebuie să treacă prin 6 exigențe fundamentale.
Eu, ca structurist, sunt responsabil 30 de ani de rezistența și rigiditatea și comportarea casei tale la cutremur. Dacă în 30 de ani casa respectivă pică pe tine, ai toate drepturile legale să vii să mă legi de gât, să mă bagi la pârnaie și să-mi iei pielea de pe mine cu zeci de mii de procese, pentru că prin meseria mea mi-am asumat acest lucru. De-aia fac între 4 și 6 ani de facultate să mă asigur că acea casă nu pică pe tine, pică, și că nu mori în ea. Faptul că poți să lasă acea casă să se deformeze și că normativul de seism există această formulare de gradul de asigurare la cutremur a unei case în care poți să faci o casă să nu pice, dar să fie deformată, dar să salveze vieți, aia e altă treabă. Și atunci aia este, de exemplu, exigența de siguranță și rigiditate la cutremur pentru care eu ca structurist răspund și pentru care statul a creat un protocol de verificare pentru tine ca beneficiar, așa fel încât tu să ai dreptul ca cineva să zică, da, mă, ok, casa asta stă în picioare la cutremur și asta se numește verificatorul de proiect, atestat de către Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării. Repet, nu este doar o hârțagă în plus în roaba cu acte sau încă o ștampilă, cum se poate în România, ci este un instrument prin care tu ai acest control asupra siguranței investiției tale de câteva sute de mii de euro pe care o vei face. Că de la 100 de mii de euro în sus vorbim, nu? Ei, și atunci, cine răspunde de termoizolare? Există acel calcul G care se depune la dosarul de autorizație, care se face după normativele de care și C107 de calcul termotehnic al grădurilor cu MC001 și completările de rigoare, și se depune în sine și acest calcul îl face arhitectul. În dosarul de autorizație de construcție, într-adevăr, este în responsabilitatea arhitectului, doar că aici se produc foarte multe erori sau probleme, pentru că sunt puse la minim datorită costului. Toată lumea vrea să-și facă casa cât mai ieftin și face rabat la astfel de lucruri. De curând, când am ieșit la cumpărături din casă, în vecin cineva își făcea o casă și a pus 3 cm de polistiren cât să aibă pe ce să te încuiască. Cred că cine ar trebui să verifice, ar trebui să fie ăla care plătește, și anume tu. Să zici, păi, vreau o casă care să îmi țină de cald, nu să bag banii ea de nebunesc să o țin călduroasă. Mihai Creatoru. Deci, Vlad, ți-am răspuns? Da, este un verificator de proiect și pe această exigență. Și, în fine, asta se cam trece cu vederea. Nu uita să nu aș adresa ta de fizică unde să-ți expediezi ceva. Mihai Creatoru. Cauzele fisurării plăcii și grizilor imediat după turnare. Pam, pam. Bună întrebare. Ia, dă-mi și tu adresa, te rog. 1. Betonul, el e într-o stare de gelivă, se numește, de fapt. Și anume, imediat după turnare, el trebuie ținut în cofraj, pentru că el e moale. El are nevoie de 28 de zile pentru a se maturiza complet, pentru a deveni din apă, mâzgă, mă rog, stare gelivă, de fapt, că nu e neapărat mâzgă, în piatră solidă, are nevoie de 28 de zile. La 21 de zile, betonul are 70% din rezistența sa finală la 28 de zile. Maturarea betonului poate continua până la 90 de zile. Deci, de la momentul turnării, pot exista diverse tipuri de betoane, mai ales cele de înaltă rezistență sau așa mai departe, care le ia 90 de zile până ajung complet. Nu? În primele 14 zile, betonul este foarte sensibil și atunci cofrajul respectiv, adică acea structură din lemn sau eșafodaj în care se toarnă betonul, trebuie menținut la poziție. Până când trec cele 14 zile. După 14 zile poți să începi să scoți din popi, adică din acei stâlpi, ca să poți să vii să faci lucrări. Și atunci primul lucru din care crapă de obicei este că oamenii desfac acele cofraje mult mai repede pentru că se grăbesc, pentru că vor să înceapă finisajul, se toarnă șapte și așa mai departe. Asta este 1. 2. Betonul conține apă. Și atunci se poate crăpa pentru că ori nu a fost pusă suficientă apă, e prea uscat, ori nu a fost livrat bine, ori a fost pusă prea multă apă, pentru că nici să pui prea multă apă nu este bine și dacă ai pus prea multă apă, trebuie să ai grijă la temperatura de turnare. Dacă e prea cald, trebuie stropit continuu, să nu se evapore, să nu lasă soarele să-ți tragă apa de acolo, să-ți slăbească betonul, pentru că nu are timp să se lege chimic, e ca și cum ți se evaporă zeama din apa din ciorbă până să-ți fiarbă ciorba, știi? Nu, a fost degeaba acolo. Așa? Sau că e prea fric și începe să înghețe. Mai ales, de exemplu, apa când îngheață, se dilată, nu? Își mărește volumul și poate să-ți creeze acele fisuri. Astea 2.
3. Betonul poate să crape în timp sau să fisureze pentru că nu a fost pusă suficientă armătură sau armătura nu a fost pusă adecvat sau nu a existat suficientă acoperire cu armătură. Și așa mai departe. Deci sunt mai multe motive și pentru asta e foarte importantă calitatea betonului, clasa de calitate, armătura, controlul armăturii și mai ales verificarea de șantier, verificarea armăturii de către diriginte și verificarea clasei de rezistență a betonului pe care iarăși o face un diriginte și o consemnează în condica de turnări de betoane care se anexează cărții construcțiilor, care cartea construcțiilor este cartea nașterii casei tale pe care a trebuit să o ai până când dărim clasa, poate chiar și după. Pam, pam. Victor Code, Romania. Yes, we are all living in Romania. Băi, și că te gândești că am vrut să plec din țara asta. Toată facultatea am vrut să plec din țara. Pam, pam. Peste hidroizație la fundație se pune și extrudat, iar apoi folia cu crampoane sau e suficient numai folia cu crampoane fără polistiren? Folia cu crampoane are doar rol de protecție mecanică sau de drenaj. Nu lucrează ca termoizolație, nu lucrează ca hidroizolație. Deci trebuie toate celelalte straturi. Este ca și cum aș zice acum... Este suficient să-mi iau clăparii fără șosete? Are rost în BNB. Are rost încălzirea, are rost izolația sub placa de beton, că oricum se pune încălzire în partea seară? Da, are foarte mare rost, pentru că altfel nu-ți funcționează corect instalația de încălzire. Pentru că tu încălzești pământul. Căldura se duce ca și apa pe drumul cel mai scurt. Pe care e drumul cel mai scurt? Spre rece, pentru că vrea să se echilibreze. Gândește că aici au un pahar cu apă, sper să nu vă strânica. Leg printre, am două printr-o țeavă și cu cât e mai groasă țeava respectivă, cu atâta apa de aici se va scurge în următorul pahar. Deci trebuie pus neapărat termoizolație și sub încălzirea în partea și sub placă. Bogdan Nic, am o casă zidită cu poliuretan 20 cm și vreau să o tencuiesc pe afară și apoi să pun polistiren grafitat de 15. Ok. Pe interior rigips pe profile. E ok să pun vată între rigips și cărămidă? Cred că încă 5 cm de vată pot pune, dar trebuie verificat în Ubacus. Depinde foarte mult de zona în care ești, pentru că avem 5 zone climatice. Dacă ești într-o zonă foarte rece, s-ar putea totul să se formeze puțin condens. Dar dacă ai pus deja 15 cm de polistiren grafitat, lucrează binișor. Verifică în Ubacus. Poți să faci modelarea asta foarte simplu în Ubacus. Lucian A. Tâmpărea termopan trebuie montată în afară. Am discutat asta mai sus. Alexandra Cojocaru, hello! Ne auzim! Mulțam! Așa, puntea termică am văzut-o. Cum aș putea izola fundația unei hale metalice pe structură metalică cu încărcătură totală foarte mare? Foarte bună întrebare. Există plăcile de spumă, fie cu pietriș de spumă de sticlă, poți să faci o pernă de balast din pietriș de spumă de sticlă și faci talpa evazată mai mare și atunci... Aia se poate calcula pentru că calculul este simpluț, este ca la umpluturile balastate. Varianta 1, varianta 2, poți să faci torni cu zinetul de beton și apoi poți să faci elemente de rupere de punte termică cu cărămizi din spumă de sticlă de tip perinsul, pe care am folosit, de exemplu, la Cluj. O să fac material pe tema asta. O să pun un detaliu aferent pe Instagram, să-mi aduce aminte, Cristina. Și se pot face, doar că trebuie calculate. Eu am făcut, de exemplu, teste de laborator pentru aceste cărămizi din spumă de sticlă, le-am dus să le strivim, să vedem care este curba lor de compresiune tasare, care e modul de elasticitate și așa mai departe, să le putem folosi în calcul, dar se pot face. Și foarte mare atenție de zona sismică în care ești, ca acestea să nu fugă efectiv de pe fundație, să ai efectul ăsta de rolling shear. Dacă recomand izolație de vată de 20 sau două straturi de 10? Două straturi de 10 pentru că la vata de 20 s-ar putea pe de o parte să nu ai planinitate suficientă din peretele tencuit, sau mai ales dacă e netencuit, pe de o parte, sau, și pe de altă parte s-ar putea ca vata respectivă pe 20 cm de grosime să nu fie suficient de bine tăiată la unghi. Știi? Și atunci tu să nu ai perfect dreptunghiulară, ci ea să fie trapezoidală și atunci să-ți rămână acele lufturi. Într-adevăr, este manopera mai ușoară. Merge vată de 20, de exemplu, pe casă din el la care fațada este șnur. Sau dacă ai tencuit prima oară și te-ai asigurat că din tencuiala ai scos planitatea, dar poți să pui vată de 20 în loc de vată de 10, pentru că, într-adevăr, reduci manopera și poate fi asta un cost. Florin Sava, cum mă poți folosi să fac o casă pasivă de maxim 200.000 de euro de la Suceava? Asta se poate face. Nu e o problemă să o ții până în 140 de metri pătrați. Și eventual să faci pe timbă, frame. Și atunci poți să scoți. Valentin Nicolae, PS 200 trebuie pus și la încălzirea prin pardoseală, adică dedesubt. Da, pune cel puțin 5 cm, 15 cm de XPS pe exterior, pe suplacă. Corina Zins, de ce în străinătate se pune un USB pe exterior? Unde în străinătate ai văzut mai exact? Asta ar fi interesant să spui. Pentru că
pusul de OSB pe exterior îți condiționează ca pe interior să pui o barieră de vapori cu permeabilitate foarte, foarte scăzută, adică să-ți facă foarte bine tanșarea. Și sincer, aproape că în niciun caz n-am văzut că acea barieră de vapor să fie corect întoarsă în dreptul planșeului. Și cel puțin în Germania nu mai este practica asta de a se pune OSB pe exterior, pentru că, na, ok, OSB-ul pe exterior se punea din considerentul că pe o singură față puneai placa de OSB, pe partea de interior puneai barea de vapor și gips carton și o variantă mai economică, plus că pe OSB, pe exterior, puteai să pui termoizolația cu adeziv. Aveai un suport rigid. Însă s-a constatat în timp că umiditatea remanentă în perete, fie că rămâne umiditatea din vată, fie din timpul montajului, fie umiditatea care ajunge să fie acolo datorită transferului de vapori, nu mai are pe unde să iasă. Se formează condens, condensul ăla se duce, picură și îți rămâne apă în structura de lemn. Și asta în câțiva ani poți să strângi foarte multă apă acolo care îți degradează lemnul. De aceea nu este recomandat să pui OSB pe exterior. Dacă îl pui totuși, că poate fi o soluție economică din punct de vedere al consumului de materiale, trebuie să ai foarte mare, foarte, foarte mare grijă cu barea de vapor pusă la interior și trebuie să fie totul super bine sigilat. Dar totuși vreau să văd unde în exterior ai văzut că se pune OSB. Gabriel Masin, vată bazaltică s-a extrudat sub izolația sub șapă. Poți să pui și vată bazaltică dacă este de înaltă rezistență la compresiune, adică genul de step rock sau vată pe care se poate călca. Poți să pui, desigur. Dragoș Giugiu, ce părere ai despre casele tip dom geodezic din lemn din punct de vedere structural și termoizolant? Păi, din punct de vedere energetic, casa ideală este o sferă suspendată în spațiu fără vitraj, nu? Pentru că sfera este are cel mai mare volum cu cea mai mică suprafață laterală. Din punct de vedere structural, iarăși, domul geodezic este o structură foarte eficientă ca și costuri și ca distribuție de eforturi, pentru că folosești un triunghi pe care îl pliezi și formezi jumătate de minge și prin acest minge sau calotă sferică se descurcă foarte bine eforturile. Însă, din punct de vedere funcțional, din punct de vedere al multor detalii, domul geodezic pot fi un chin. Pentru că nu ajungi să folosești tot spațiul interior, pentru că construiești foarte mult spațiu în care nu a pus să stai pentru că e curb, tot acoperișul. Și atunci, dacă e să faci un raport între suprafața utilă, suprafața construită și area laterală și volumul interior, nu sunt niște rapoarte, nu sunt niște factori de compactitate foarte buni și de-aia nu sunt neapărat locuibile. Plus, uneori pe exterior chiar nu arată bine. Adică nu se integrează chiar în tot contextul estetic. Cristina, yes, pisici. We has cats. Code, Victor Code. Salut România, salut Marius. Salut, Victor. Gabriel, am mai vorbit despre case de HUF. Totul ok? Sir, drink a lot. Salut, Marius. Hello. Știi că o să ieșim din pandemia asta probabil mai plinuți și alcoolici. Despre tâmpărie am discutat iarăși. Pam, pam, Vlad Vilceanu. Cum pot îmbunătăți o casă pe timber frame formată din gips, OSB 2 cm, vată bazaltică de 15, OSB de 1,2 cm, polistirene pe 10 decorativ? Am observat că la anumite temperaturi se formează apă în structură, în ubacus. Bingo! 1. Nu pune OSB pe exterior și polistiren, te rog. Asta e varianta 1. Varianta 2. Dacă vrei asta, dar nu-ți recomand, dar totuși dacă vrei, atunci pe fața interioară pune o barieră de vapor aluminizată și stai personal pe șantier și lipește fiecare rost al barierei de vapori și ne auzim după aia. Deci, varianta cea mai simplă este să pui pe exterior o placă permeabilă la vapor de tip DHF și apoi să pui o termoizație rigidă, tot așa permeabilă la vapor de tip vată minerală sau poți să pui direct plăci din fibră de lemn, nut și feather care sunt și rigide. Happy? Dai bere? Cristiana, again, am văzut mai multe case la care distanța între stâlpi nu e egal. Ok, care sunt riscurile structurale la stâlpii 3? La stâlpi, 3 rânduri, a câte 4 stâlpi cu distanță inegală între ei, pe plus 1 la 10-11 metri. Nu e nevoie să faci ca la hale, să pui toți stâlpii la trame egale, ci acești stâlpi se calculează. Cel puțin la casele pe zidărie, convenția este în felul următor. Dacă este zidărie portantă, atenție, nu bloc ceramic. Sau bloc ceramic cu capacități ridicate de a fi autoportantă. Atenție și de zona sismică în care se află casa. La toate colțurile de tip colț se fac stâlpișori
cu cel puțin 4 bare de fi 12 sau fi 16, fi 14 longitudinale și etrieri, adică acele inele, acele sârme care se pun de stâlpișori. Dar toate intersecțiile în T se pun astfel de stâlpișori. Pentru ochiurile de zidărie de până în 4 metri, la fiecare 4 metri distanță se pun acești stâlpișori, iar dacă ai goluri de geam sau goluri în structură mai mari de 2 metri jumate pătrați, și aceștia se bordează cu stâlpișori. Există niște reguli care sunt date în CR6, codul de proiectare a structurilor de zidărie, sunt câteva sute de pagini, dar o astfel de decizie o ia un inginer structurist care știe de zona sismică, știe de acest cod de proiectare, propune un anumit tip de cărămidă și îți face distribuția de stâlpișori. E important, la structură din beton, o lecție foarte clară, toți stâlpii se continuă de jos până sus. Punct. Nu ai voie să faci stâlp pe placă, nu ai voie să faci stâlp pe grindă, nu ai voie să ai astfel de rezemări de ordinul 2, mai ales pentru zonele sismice. La beton, rețeta este foarte clară, stâlpi, pereți de sus până jos, structurali, non-negotiable. Nu din cauza mea, ci din cauza normativului de seism, care are niște experiențe în spate și care spune că acești stâlpișori vor zbura. Maximum, maximorum, se pot renunța la stâlpi la etaj, dar nu ai stâlpi care la parter nu există și continuă la etaj, că n-ai ce să-l ancorezi, de fapt. Popescu Ginel, care este părerea ta despre blocurile de zidărie din beton celular ușor, BCU? Este asemănător ca și BCA-ul, nu este material structural, este material cu rol de închidere, cu proprietăți termoizolante, depinde doar, e diferență de componență chimică față de BCA, are un martor de culoare, pentru că aceste BCU-uri sunt de obicei gri, sau mai maronii, și au fost făcute, din ce știu eu, cu o rezistență mai bună la apă și la umiditate. Dar în rest e același lucru ca și BCA-ul. Pop Marius, nu recomand acel carton bituminos care se pune acum. Nu recomand cartonul bituminos. Trebuie să fie membrană bituminoasă. Păi, e cu 200-300 de lei mai scump un sul de ăsta care e bine făcut și îl pui o singură dată într-un loc în care nu mai intervii ever. Nu în zonele astea te zgârcești. Recunosc că pe mine, de exemplu, mă supără că se fac rabat la niște materiale care sunt esențiale și care nu mai ajungi ever, ever acolo. Dar când e de pus gresie, faiață sau marmură, că vede vecinul, cea mai bună. La fundații și în zone în care intră apa, nu faceți niciodată rabat la materiale. Folosiți-le pe cele mai bune. Și nu neapărat cele mai bune, că sunt, nu știu, recomandate de producători, să fie recomandate de specialiști. Again, despre casele din container, am zis și mai devreme, nu sunt mai reduse casele din container ca și preț. Și ai mai probleme. Dacă trăiești singur, maxim cu încă, nu știu, cu partenerul de viață, în doi, hai că două, trei containere le mai cârpești cumva, dar casă din containere pentru familie nu le văd. Pam, pam. Cristian, ți-am răspuns la întrebarea despre blocul ceramic. Un ghid despre cum să construiești sau un ghid despre cum să construiești o casă bună. Șoflete.ro este ghidul tău despre cum să faci case bune. Cum se izolează o casă din chirpici a bunicilor? Lulu. Vezi că am zis mai sus, hemcrit sau fibre de lemn. Valiene, șoflete.ro, un fel de Wikipedia în construcții. Mulțumesc. La fel ca și pe Wikipedia, ai pe blog capitolul de ventilație, ai pe blog capitolul de tâmpării, ai capitolul de costuri, ai capitolul de buleli și mai urmează câteva capitole în curând, inclusiv cursuri. Mare atenție! Roșca Ioan, stai, am ratat ceva, am ratat ceva, am ratat ceva. Ciprian Brătilă, cât costă estimativ certificarea Passive House? Care sunt elementele care influențează costul certificării? Pentru casele standard, pentru România, exclusiv costul certificării între 2000 și 2500 de euro, ceea ce înseamnă taxa de către institut sau unui certificator. Aici Sovi vă poate da mai multe detalii, depinde de gradul de complexitate al proiectului. Atenție, astea sunt niște costuri de referință și se bugetează. Asta se mai adaugă costurile de conformare energetică care sunt făcute de un specialist în case pasive, nu neapărat eu. Aveți acum în România 120 de cursanți ai cursului de case pasive pe care am adus în România, cursul institutului, cu orice arhitect, inginer constructor sau proiectant specializat de case pasive. Mai sunt costurile de testare. Hai să zic așa, per total, totalul totalurilor ever, pentru casele de 100-150 de metri pătrați, atingerea standardului de casă pasivă certificabilă, care e certificabil, e, nu știu,
cam cu 10-15% mai mult față de standardele de eficiență energetică cerute de Uniunea Europeană. Deci nu mă refer la cum se construiește România. Uitați de chestia asta, ever. Ci la ce ar însemna să construiești bine cu totul. Cred că între 10-15 mii de euro, cam pe acolo ar fi suma pe care plătiu în plus pe materiale tradiționale sau locale sau așa mai departe să-ți faci o casă pasivă certificată cu totul. E foarte mult de muncă la proiectare. Aici, proiectarea costă mai mult pentru că sunt oameni care s-au pregătit mai mult, pentru că au ore investite în spate și pentru că se acordă foarte, foarte mult atenție la detaliu. Fiecare detaliu al casei este purecat. Întorci casa pe toate. Mai puteți? Mai vreți? La zidăria casei mele am pus geamurile la exterior pe alături, cum ai făcut în desen, dar am pus și scotch la exterior pentru peste geamuri să protejeze spuma de montaj. E ok. Deci se poate folosi la tâmpărit și spumă poliuretanică de asta clasică. Era să zic una. Dacă la interior se protejează cu scotch sau cu barieră de vapor, inclusiv spreabilă, autoadezivă și așa mai departe, și dacă la exterior se pune folie anticondens. Adică în momentul în care spuma respectivă este prinsă în interior într-un material care nu lasă vaporii să iasă, să treacă spumă, și pe fața cealaltă nu lasă soarele să ajungă, atunci da, poate fi o soluție. E o soluție. Nazgul Predator. Josh Counter-Strike. La un teren de 450 de metri pătrați pot construi o casă cu mansardă de 180 de metri pătrați util și am o curte mică decentă în spate. Ok, și întrebarea? Băi, aici chiar vorbește cu un arhitect. Asta e o chestie de arhitectură, du-te la un arhitect cu certificatul de urbanism care îți spune toate reglementările tehnice pe care trebuie să treci în construcții și acolo poți să afli forma optimă a casei pe terenul respectiv. Vezi că am făcut un articol pe tema asta, cum influențează certificatul de urbanism forma unei case. Dar numai așa poți afla, pentru că astea sunt condiții pur locale. Cumva fiecare primărie și Consiliul Județean are o serie de reglementări proprii pe lângă reglementările naționale care există în construcție și atunci nu neapărat aceleași constrângeri peste tot în toată țara. Da, știi clar că trebuie să lași 3 metri sau 5 metri să intre mașina pe pier sau așa mai departe, dar sunt cazuri în care primăria zice ok, 7 metri că urmează drum sau așa mai departe. Molnar Ciobo. În ce măsură ar putea fi adoptate soluțiile de fundare folosite în Scandinavia, zonă fără seism, în așa numitele plăci pe sol, izolate fiind și cofrajul în general de 30 cm? Am folosit așa ceva în Cluj, deja la o casă pasivă, fundații deasupra, cu radier cu grosime de 25-30 cm, pus pe polistiren de înaltă rezistență sau chiar pe pietriș de spumă de sticlă. A fost o discuție cu verificatorul de proiect. Într-adevăr, a fost o zonă cu seismicitate redusă, Cluj-Napoca. În București ar fi mai greu pentru că nu poți asigura încastrarea casei pe fundație și poate să zboare în laterală. Am văzut niște studii făcute de cei de la Fibran din Bulgaria, care sunt producători de termoizolație de tip polistiren și care au gândit astfel de fundații, dar de fapt sunt două sau trei statui de polistiren cu câte o membrană bituminoasă care joacă rol de lipici, de liand, dar și acolo apare rolling shear effect, e mai complicat. La fundații pur și simplu poți să zboare casa de pe laterală, poți să mai faci o altă fundație de gardă pe laterală, am mai făcut și chestia asta, i-am zis de tip fundație de tip lovitură de berbec, adică am pus polistiren și pe laterală și am făcut niște elevații pe laterală, în așa fel încât la seism toată forța laterală să se ducă tot prin polistiren este la compresiune la aceste fundații care au fost gândite ca niște console din beton care poate să preia să nu-ți lase casa să se ducă de pe fundații. Dați un șpor din cap, 90 de pagini brevialul de calcul aferent. Otilot, Andrei, dacă am proiectat o casă pe râs de tip tiny house, nu am proiectat, e de tip rulotă, atâta timp cât este vehicul în mișcare, nu ai neapărat autorizație de construire pe ea, cred că doar autorizație de punere în operă. Sunt niște tipi în Cristuru Secuiesc, tinyhouse.ro sau .com, au făcut astfel de căsuțe, o să iei legătura cu ei. Uite, Răzvan, pardon, Cornel Prelipceanu, o să-ți fac un detaliu de cum se poate amortiza puntea termică la balcon dacă facem cursul de punți termice. Iulian, la desenul făcut de tine pentru montajul ferestrelor de precadul. Precadul este din lemn, ce dimensiuni cu ce se poate prinde de perete? Poți să pui și precadul din pin încleiat, de preferat, sau larice, pentru că e lemn de rezistență mai mare și plus că faptul că e încleiat nu se torsionează. Prinderea depinde foarte mult de stratul suport. La cărămizi, în general, recomand prinderea cu tijă filetată și ancoră chimică dispusă în cămașă. Vezi materialul cu
tipurile de conector, adică trebuie acea cămașă care în momentul în care ai dat găurile în blocurile de cărămidă, să poți să bagi acea cămașă și să poți să injectezi adezivul sau ancora chimică de care să țină tija. Nu există o rețetă standard, ci pur și simplu se calculează pe fiecare caz în parte. Și aici se calculează. Sebastian Badea, cum poți izola o casă ce iese din corpul unei case? La ce te referi? Să iasă doar placa de terasă? Efectiv, în cazul în care ai doar o placă de terasă ce iese în afară, atunci, în general, încearcă să faci terasa decuplată. Fă structură separată, structură independentă și ai scăpat de probleme. Dacă nu poți să faci chestia asta, lasă placa mai jos ca și cotă, vină cu termoizolație deasupra, vină cu termoizolație de desubt cel puțin un metru, dacă nu chiar 2 metri. O denumire așa aleatoare s-ar putea numi pansare de puncte termică, nu e neapărat o rezolvare, dar de preferat este să le decuplezi. Gelu Dan, dacă casa este izolată cu 10 cm de cu mămălici, pot adăuga încă un strat de 10, rezolv problema pierderii de căldură cu 50%? Nu neapărat, dar și nu. E, dacă tot te apuci de chestia asta, tot mai pui un strat de 10 cm, în momentul atunci, du-te și închide, pune ori spumă poliuretanică cu celule închise, ori mortar, ori efectiv bucăți de împănare la bază, la baza termoizolației acolo, pe unde poate să intre aerul, sus, la pod, la tic, la atice, unde poate să iasă, zona aia închide-o, în așa fel încât, chiar dacă ai mămăliși făcute acolo, să aerul de acolo să-l păstezi închis și etaj, să nu circule, să nu-ți intre aer rece pe acolo. Adică ca și cum se trage fermoarul la geacă. În momentul în care reușești să ermetizezi aerul de acolo, îți crește destul de mult performanța energetică a casei. George Popa, aș vrea să cumpăr o casă la munte, o casă bătrânească pentru stat permanent. La ce trebuie să fiu atent? La multe. Chiar la foarte multe. În primul rând, așa, la acoperiș. Cât de degradat este acoperișul? Crăpăturile în pereți. Depinde acum din ce e. Dar dacă e bătrânească, mucegaiul sau umiditatea care ar fi venit din fundații. Numai câteva din lucruri. Dacă este din lemn, când intri în casă de lemn, se simte foarte, mă rog, nasul meu ce puțin simte mucegai, care și alte lucruri care put și care atacă lemnul. Casele astea vechi sunt destul de ruletă rusească. Pur și simplu sunt lucruri pe care nu le poți controla. Deci nu știi ce e acolo până nu faci o expertiză. Și despre expertiză, te gândi ce o să fac. Tâmpăria termopan trebuie montată complet în afară, în dreptul acelui precadru sau parțial. Precadru în sine se gândește fix cât grosimea tâmpăriei sau cât să-ți asigure acel punct de intersecție al diagramei de 0 grade de tâmpărie cu diagrama de 0 grade din perete. Lupe Adrian, ce părere ai despre sistemul de cofraje IsoBlock? Am observat că încep, poate erau deja să apară în RO, văzusem un video de la american cu sistemul ăsta. Te referi la cofrajele din polistiren în care torn beton? Bun, părerea mea despre aceste sisteme este că, 1. De ce Dumnezeu să-ți faci o casă de tip buncă cu toți pereții din beton? Să n-ai semnal la telefon. Betonul este energofag, betonul consumă foarte multă energie și este un material poluant în raport cu restul materialului de construcție. Și devine o casă foarte grea, care trebuie foarte bine calculată și gândită la cutremur. Da, rezolvă problema că acele cofraje se montează rapid, se montează ușor, ai pereții instant drept, dar atenție că și în timpul turnării trebuie sprijinite cu cofraje. Însă a doua mea întrebare este ce se întâmplă cu apa de lucrabilitate din respectivul beton, pentru că este prins între două plăci de polistiren, din care nu mai are de unde să iasă, pentru că la un moment dat, după ce s-a legat chimic apa, mai rămâne în beton o anumită cantitate de apă care trebuie să se evapore. În polistiren nu se evapore nimic. Și acea umiditate o să iasă doar prin laterale. O să iasă prin rosturi în timp și o să spuște tencuiala și cărămidă. 3. Polistirenul care ar rămâne pe fața interioară în casă, fie ar trebui să-l îmbraci în dublu gips carton, fie ar trebui să-i pui o masă groasă de tencuială sau să fie ignifugat, pentru că o să ai probleme de incendiu și trebuie să fii foarte sigur că în momentul în care ai un eventual incendiu în casă, nu ți iau foc acea bucată. Pentru că în momentul în care astfel de substanțe ard, pot emite diverse gaze, cloruri, particule și așa mai departe. Laurențiu G, salut, Marius, vreau să fac o casă, pot avea o consultanță din partea ta înainte să mă apuc de proiect? Da, dacă vreți discuții la 1-1, le putem face pe baza unei consultanțe care costă, în care putem să luăm proiectul, să-l analizăm. Pot să fac maxim 2-3 consultanțe pe săptămână, pentru că după ce parcurs și periez o casă și un vârt în fir de păr, mă cam starce de energie,
putem să facem chestia asta, salut aronșofete.ro, scriem despre consultanțe și programăm una. Costel Asavei, aveam de gând să încep drumul lung de a construi o casă. Știu că primul pas este acela de a găsi un arhitect compatibil cu unești cu viitoarea casă. Perfect, ăsta este sfatul principal. Începe cu un arhitect. Caută 2-3 arhitecți cu care să te simți bine, pentru că realizarea unei case înseamnă o căsnicie de 2-3 ani și trebuie să te înțelegi foarte bine cu acel om. Și din perspectiva gusturilor, dar și a personalității, e o chestie de sensibilitate acolo care trebuie abordată și trebuie știută și trebuie simțită, și asta se știe cunoscând omul. Nu neapărat profesionistul, ci omul. Și atunci relația cu un arhitect este pe de o parte profesională, pentru că omul ăla trebuie să știe să-ți ofere, să-ți livreze ceea ce tu ai nevoie ca și casă, dar este și una emoțională, pentru că omul ăla trebuie să te cunoască, trebuie să pătrundă în intimitatea ta, în gândurile tale, în sufletul, dacă vrei să ai o casă făcută pentru tine, desigur, adică să fie pentru tine și personală, dincolo de randări sau de fața de frumoasă. Victor Cod, do you speak English? Yes, my friend, I do speak English. Beszélek magyarul is, hogyha kell. Beszélhetek magyarul? Jobb? Yes, I do speak English. Costela Asavei, crezi în persoanele care vor să-și construiască astfel de case în regim propriu cu materiale locale? Da. Însă, atenție foarte mare la manoperă, atenție foarte mare la costul. Dacă vreți să vă faceți casa, vă încurajez. Adică, atenție că trebuie să învățați meseria 3, 4, 5 oameni. Trebuie să știi cam de toate. Trebuie să fii, cum zice unguru, Azermeister. Trebuie să știi foarte multe lucruri. Poate fi un proces dureros, dureros, în sensul că nu mai a pus mai alt job. Adică, dacă cumva ai altă meserie, trebuie să te pui pe pauză și să te ocupi numai de chestia asta, pentru că este foarte intensiv și solicitant. De obicei, într-o casă ajung să treacă 100-150 de oameni până să intre primul om în casă care locuiește. E cumva ca și cu Airbus-urile. Știi că zboară 300.000 de kilometri până la primul zbor, zborul tuturor pieselor pe care le fac. Victor Code Channel. Hai, Victor, spune-mi ce vrei, că nu înțeleg. Cât costă pe metru pătrat izolarea și tencuirea unei case? Nu știu. Ai termoizolații sunt de la simplu la de 5 ori mai scumpe, manopera diferă enorm de mult. Mihai Ursescu, salut Marius, pentru un pod nelocuibil, ce recomandați? Izolație din celuloză, izoțea sau spumă poliuretanică? Sincer, mai degrabă aș merge spre celuloză. E mai controlabilă, de asemenea pusă cu bareu de vapor făcut etanșeitate și așa mai departe. E mai ușor de controlat. Cu spuma poliuretanică pusă în poduri, eu îmi pun foarte mari probleme legate de foc și de comportare la foc, pentru că poliuretanul arde. Să ducem un pic aminte de colectiv. Care a fost poliuretan acolo. Și atunci poliuretanul, nu cred să fi văzut pe cineva care să aducă poliuretanul ignifugat și a trebuit să fie cu un tratament de ignifugare pe acel poliuretan. Peste. Shootout. Unde ești? Robert Delean, ți-am răspuns. Fiuh. O părere despre construcțiile SIP, Marius Boom. Structural Insulated Panel. Plăci structurale rigide făcute din plăci fibrolemnoase între care se injectează sub presiune material termoizolant care poate să fie spumă poliuretanică sau poate să fie făcută lipitură pe polistiren EPS. E o soluție de prefabricare venită foarte mult din America, folosită acolo. E foarte ușoară pentru că poți să faci profile, poți să faci construcții prefabricate cu elemente ușoare, nu ai nevoie de macarale foarte mari, poate chiar și de 4 oameni pot fi ridicate astfel de profile, deci sunt ultra ușoare. Au rezistență termică ridicată, dar tot recomand dispunerea unui strat pe exterior, pentru că oricum ai niște zone de îmbinare acolo, însă foarte, foarte, foarte mare atenție la detalii de montaj și la punțele termice de montaj și la detalii de montaj, pentru că fiind în zonă seismică, ce se întâmplă? Ai odată mișcarea de genul ăsta a panourilor, dar ai, în momentul în care ai un panou din ăsta compozit care e comprimat, el poate să flambeze în datorită mișcărilor pe ambele direcții. Și problema cea mai mare pe care am observat-o în execuția acestor case este că se dau găuri și carote pentru trecerea instalațiilor electrice în primul OSB și se neacă aceste instalații în spuma de acolo. Și ai rupt bariera de vapor care era OSB-ul format dinainte și se va aduna foarte multă apă din condens acolo. Și atunci, pentru astfel de case, dacă vrei să faci neapărat unul, pune, fă lipituri pe tot conturul pe interior,
pune încă un strat de termoizolație pe exterior și toate instalațiile la vedere. Punct. Cu gips carton. Deci nu băgat în structură. Asta cu tâmplăria. Yeah. Cristian Florea. Pe când o discuție despre fațade ventilate, ce vrei mai exact de la o fațadă ventilată? Ce vrei să știi? Că sunt foarte multe tipuri, sunt fațadele din lemn, sunt fațadele din HPL, sunt fațadele din plăci compozite și așa mai departe. Atenție că fațada ventilată în sine nu provine, termenul de ventilat vine la faptul că circulă aerul pe acolo, nu neapărat că are o componentă termică. Da, într-adevăr, pe timp de vară, o fațadă ventilată nu supraîncălzește peretele, dar mai mult sunt făcute cu rol de dilatare și de a lăsa materiale să lucreze diferențiat. Am notat, o să fac. Bianca Drăghici, yes, indeed, thank you. Victor Code again. Salutare, Andrei! Ne vedem joi la discuții. Cât de important este... asta mai răspuns. Care ar fi costul estimativ al proiectului Prispa și în cât timp poate fi construită la cheie? Am făcut o variantă de industrializare acestui proiect. Apropo, acest proiect se găsește gratis pe internet. Căutați Solar Decathlon Prispa Documentation. Sunt 700 de pagini de desen și 1000 de pagini de memoriu scris. La momentul la care am refăcut proiectul pentru variante industrializate, cred că ajungea pe la 70.000 de euro acum vreo 6 ani. Cred că costul actualizat ar fi undeva pe la 100-120.000 de euro. De făcut la cheie, aici trebuie să fie o firmă care să poată să preia integrat proiectul, pentru că a face la cheie înseamnă vreo 10-12 specialități de implicat și așa mai departe. Pot să fac o cabană cu 25.000 de euro de 20 de metri pătrați. Nu prea cred. Nu. Asta cu tâmplarea am răspuns. Cornel, o să revin cum se izolează eficient, pentru că ce trebuie desenat și explicat destul de mult. O să pun asta. Bună, Marius, Ispas Răzvan. Cum scăpăm de umiditate excesivă din apartamentul relativ nou de aproximativ 5 ani? Pam, pam. Cu siguranță este foarte multă umiditate adunată din timpul realizării structurii, pentru că dacă o fi vreun bloc din ăsta făcut în dezvoltare imobiliară, i-au dat dăi, au turnat betone și așa mai departe și nu au lăsat apa să zvânte de acolo, ori mai tăptit și un polistiren deasupra normal, care a închis și mai tare la permeabilitate la vapori casa, așa că duce toată umiditatea asta în interior. Și e normal că vreo 2-3 ani încă să simți acolo, plus dacă ai termopane și nu ai sistem de ventilație și mai și respiri în casă și gătești, toată umiditatea se strânge acolo. Deci, momentul de față trebuie să aerisești foarte, foarte mult. Poți să aerisești deschizând geamul și să pierzi căldură și să creezi disconfort sau să-ți montezi un sistem de ventilație care îți reglează și umiditatea din casă. Plus, eventual, dacă chiar e foarte mare umiditatea, să pui un dezumidificator. Asta făcând abstracție dacă ești sau nu ești la parter, că la parter s-ar putea să mai ai umiditate care vine din fundații și de aia nu mai scapi feci. Am răspuns? Yay, ne-am primit răspuns. Cu plăcere pentru răspuns, Royal Garden. Pișcot, pișchiș, cum se face fonoizolația la tavan? Dacă vrei să faci fonoizolație în camera în care ești tu, poți să pui bată minerală cu rol acustic și mai există niște profile de gips carton, niște plăți de gips carton care au niște microperforații făcute. Și atunci tu faci, ai fonoizolație din două elemente, dar nu neapărat ai și rupt punțile fonice pentru că îți mai vine sunetul prin laterală, de pe planșeu pe laterală, mai ales gomotul de impact. Dar despre fonoizolație urmează un articol în curând, este pusă pe lista mea aici pe dulap, încă vreo 30 de articole notate, o să vină. Dar partea cu fonoizolație este cea mai aforisită. Again, inclusiv condiția de fonoizolare și de exigență fonică a unei clădiri este dată în normele de, în cele 6 criterii de verificare de exigență, pentru că fonoizolarea unei clădiri și confortul fonic contribuie foarte mult la tărtăcuță, la sănătatea mentală. Și deja încep să fie reglementat la nivel internațional privind sănătatea mentală generată de condiții de acustică. Fix asta, că auzi toată ziua vecinul, dar mai ales în spațiile de birouri, de exemplu, sau așa, unde oamenii lucrează sub stres fonic foarte mare și începe să devină o problemă. Bine, asta sunt deja pentru oameni care încep să gândească la asta, pentru că până la un punct neapărat doare. Cristi Neacșu. Recomand cabanele din Renotun. Sunt foarte fainele, cabanele din Renotun.
rustice pot fi făcute cu atenție. Dacă între fiecare bână de lemn se face o chetare, se pune pâstă sau cauciuc sau material care să realizeze etanșitatea la aer mai ales, îți trebuie niște drugheri buni, niște meșteri buni. Lemnul trebuie să fie neapărat uscat, adică ar trebui să fie lemn rotund care a stat vreo câțiva ani înainte la uscare și, mă rog, pentru o casă de vacanță poate fi, însă nu ar avea neapărat eficiența energetică pe timp de iarnă dacă vrei să locuiești în mod constant. Dar ca și cabană, da, poate fi. O vizal. Vreau să izolez casa pentru a economisi. Cu vată minerală de 15, pe peretele dinspre nord cu 20 și nu am geamuri. Depinde de ce ai făcută casă, dar cam 20 pe nord și 15 în rest, ești în zona ok, numai pune pe suprafață continuă adezivul. Mare atenție aici. Ce izolație recomandă la o cabană din lemn, mansardă plus cameră la parter? Eu aș merge întotdeauna pe materiale compatibile, primul rând fibră de lemn, al doilea rând vată minerală, respectiv celuloză. Atenție la cabanele de lemn și la toate construcțiile astea din lemn, mai ales la fonul izolației, dar asta e un capitol despre care o să vorbim, pentru a nu scârți. Borus Valentin. Din cauza bugetului am reușit să pun doar 100 EPS grafitat 10 cm peste poroten de 30 robust. Să-mi fac griji. Dacă l-ai pus cu mămăligea, trebuie să-ți faci griji. Dacă l-ai pus pe pat continuu și cu tencuială, deși nu cred, dacă zici că ai avut probleme cu bugetul, s-ar putea să fuse pe acolo. Deci, cel mai simplu, fă-ți o termoviziune. Fă o scanare cu termoviziune și un test de tanșitate. Ia un calmant înainte, niște magneziu și atunci o să vezi. Nicul. Salut. Lulu. Hai că am zis cum se poate izola o casă din chipici, fix ca din ea. Olaruci. Salutare, mulțumesc mult pentru ce faceți și eu vă mulțumesc că sunteți aici și că aveți răbdare. Gabriel G., șofete președinte. Da, pot să fiu și președinte dacă dai like, share and subscribe și dacă strânge cât mai mulți în partidul ăsta al oamenilor care vor să construiască mai bine. Și atunci promit că o să fiu președinte. Uite, la 50.000 de abonați mă declar președintele construcțiilor bune. Stai că am pierdut. Ha, toată lumea, share, like and subscribe. Bun, dacă ai zis-o, Iulian. Sergiu Husaru, piscina de misolul casei, costuri aproximative. Nu pot să dau niciun cost. Adică, uite, foarte multă lume mă întreabă cât mă costă casa. Înainte de a pune această întrebare, gândiți-vă, vă rog, prin echivalare, cât te costă mașina, cât te costă telefon, cât te costă masa în oraș. Și încercați să vă răspundeți la această întrebare înainte de a întreba pe cineva cât mă costă casa. Pentru că, nu, hai răspundeți la întrebare. Deci răspunde la întrebare cât te costă mașina, cât te costă telefonul sau cum te gândești că te va costa. Pentru că vorbim de lucruri foarte, foarte complexe ca să știi efectiv cât te costă. Gândește că la mașină ai mașini care te costă la 5.000 de euro, la 2.000 de euro până la 100.000 de euro. Depinde ce vrei. Ai telefoane care costă 200 de lei până la 8.000 de lei. La fel și la case. Trebuie să știi ce vrei, plus foarte multe alte condiții locale. Ovidiu M. Merită să folosești aerogelul pentru a izola încălzirea în pardeseală? Nu prea poți să pui pentru că nu poți călca pe el. Aerogelul e o păturică și este foarte moale. Plus este mult prea scump. Este foarte scump. Bine, Vlad! Sergentul 30, eu aștept să fac 1.000.000 de abonați să mă ajut cu casa. Dacă fac 1.000.000 de abonați și dacă mă ajut să fac 1.000.000 de abonați, promit că îți fac casa, ți-o proiectez gratis și te așezi pe șantier. Dar la 1.000.000 de abonați, a se nota. Cornel, am zis, o să revin despre cum se poate izola pietrele de un balcon, pentru că e foarte complicat acolo. Aha, despre construcții cu Tonito. Cred că e mai ieftin să-ți trimit vinul. Dacă te invii la mine, nu te primesc fără echipa completă. Faliment curat și divorț pentru mine. Corect. Dar să știi că Darius nu bea deloc. Vlad și Cristina beau foarte puțin, deci... Ia. Cornelia Nicolesa, sunt hipnotizant. Oare de la movul de pe... din monitor? Mulțumesc. Ion Marinescu, ce spui de izolarea unui pod, casă, parter cu celuloză de 25 cm? Ok, atenție, să pui barea de vapor la interior și să pui o folie de anticondens la exterior care să-ți protejeze termoizolația și să
ai grijă să fie suflată cum trebuie, la presiunea la care trebuie. Verificarea simplă este verificarea după debit, pentru că celuloza trebuie injectată la 38-42 de kilograme. La cea mai bună verificare o poți face în timp real cu camera de termoviziune. Când se injectează, dai drumul la căldură în casă, vii cu camera de termoviziune sus, tu sau cineva care are o astfel de cameră și poți să vezi în timp real cât și cum se injectează celuloza. Drăghici, Bianca, Eminem în construcții. Da, e deja reper, mulțumesc. Eu mai pot vorbi. Da, poate că ușor, ușor. Ce evenimente se preconizează în... Rad Pintea. Pe viitor. Dezvoltare continuă cu ARS sau altele workshop-uri la care se pot participa, mai ales la Cluj. Urma să fac o serie de cursuri prin OAR, însă toate s-au anulat și au picat datorită pandemiei de COVID. COVID-ul vieții. Din date, urmărește pagina de Facebook, unde voi posta astfel de evenimente și de eventuale workshop-uri pe care le fac, pentru că vor veni. Cu de curând reveni și merge pe șantier. Yes. Lucica Dumitru, salutare, boss! Știți câți boss există într-o firmă venită în România? Orice corporație când vine în România află că sunt în România 3 boși, nu 2, ca în Germania. Big Boss, Little Boss și Scârboss. Alin Rus. Aha, bine, Vlad, ai făcut, Vlad, că vorbesc prea repede. Nu, mă scuzați, dacă sunt despre construcție, m-am entuziasmat. Alin Rus, peretele Bucegește este izolat atât tot că nu există geam în cameră. Exact, pentru că nu există ventilare. Dacă nu ai ventilare, nu poți să scoți umiditatea în exces și, sorry, Bucegește. Cum pot izola cutia jaluzelor? Urmărește pe Instagram, unde o să postez un detaliu despre cum se fac corect cutiile de izolații. Am făcut cu mâna mea câteva binder done that. Maximus, care este cel mai bun lemn pentru construcția unei cabane? Depinde de textura cabanei, dar poți să construiești foarte bine din brad. Eu de obicei merg pe grinzi încreiate. CLT-ul, adică, stai un pic, e o întrebare retorică, care e cel mai bun lemn? CLT-ul. Un pic să verificăm și partea tehnică. Mi-aș dori să stau mai mult, dar să știți că mi se scurg ochii și că mă obosesc și nu vreau să ajung să zic prostii. Asta e caia, căci că ce mi-a una speriată într-un copac? O pisică speriată care nu se poate da jos. Ce latră disperat la baza unui copac? Pisica care a căzut din copac în cap, s-a lovit la cap și mai știe ce vorbește. Nobody. Care este cea mai ieftină structură din lemn pe care o pot face? Care este cea mai ieftină structură? Este greu de zis care este cea mai ieftină structură. Primul lucru legat de prețul este să știi clar cât te țin balamale bugetul și să ții cont că te costă între 800 și 1000 de euro cel puțin pe metru pătrat. Mai depinde ce înseamnă ieftin, pentru că ieftin, la componenta de ieftin poți mai adaugi și timp, și manoperă, și materiale și așa mai departe. Ați văzut că am început să vorbesc foarte mult despre materiale locale, dar în continuare manopera rămâne scumpă pentru și este pe bună ar trebui să fie pe bună dreptate manopera pe scumpă, pentru că viața pe șantier este foarte grea. Mi-am petrecut din cei 10 ani de când profesez, am fost în fiecare an 3-4 luni pe șantier, cot la cot cu băieții și este o viață grea și merită să câștigi bine după o zi în care, na, plus riscurile de măsură. Denis, grijă, ai un abonat. Yes, mulțumesc. Am trebuit să văd și pe asta, constructor, că să nu ne plac alcoolul. Da, măi, sunt și constructor care nu bea alcool. Ok. Cam astea au fost, uite, încă două, trei. Regie probabil poate să scoată la jumătate prețul de execuție. Da, poate să scoată, poate să mai reduci din prețuri, dar atenție la stres. Izolație în pardoseală și soclu cât? Minim 15 cm sub placă, minim 15 cm pe soclu, casă veche de cărămidă, de centură de beton. Băi, nu mai fac față să mai citesc. Băieți, celor care v-am zis mai sus, să-mi dați adresele să vă trimit ceva goodies pentru întrebările bune pe care mi le-ați pus. Sper că am reușit la marea majoritate a întrebărilor să răspund. La cele care nu am reușit, lăsați-mi un comentariu mai jos și voi încerca să răspund. Vă rog foarte, foarte mult, dacă vreți să comunicăm unul la unul, scrieți-mi pe salut@aronșofrete.ro. Dacă vreți parte de proiectare pe Office aroninginerie creativă.ro, nu reușesc să răspund la mesaje de pe Facebook și de pe Instagram, așa că haideți să comunicăm pe mail-uri, pentru că aici sunt ajutat de întreaga echipă pe partea de comunicare.
pentru că mai fac și proiectare, mai am și cursul, mai vin și șantiere, mai pregătim și materiale video, chiar dacă sunt în dormitor. Nu? Vă mulțumesc încă o dată că v-ați abonat. Vă sunt recunoscător pentru orice distribuire a acestor materiale, pentru că din punctul meu de vedere e important să trăim cu toții în case de bună calitate, pentru că merităm cu toții acel confort și acea siguranță în care investim bani și care ne afectează în mod direct calitatea și buna noastră dezvoltare, de fapt, ca oameni și ca societate. Bun, cam ăsta am fost eu, live din dormitor în vremea pandemiei, cu jumătate de scule de filmat după mine, alături de asistența tehnică Vlad, Cristina și Darius. Vă mulțumesc tuturor pentru cele 2 ore, cele 10 minute șoflețenie, come on, de răbdare. Dacă aveți idei de articole, lăsați-mi în comentarii și le parcurgem. Să știți că chiar dacă nu am apuc să răspund la toate comentariile, ne uităm cât de cât la ele și ținem cont de aceste informații. Nu uitați să dați like, share, subscribe, haideți și pe Facebook și pe Instagram. Am deschis și platforma de Patreon unde ne puteți susține, pentru că suntem o gașcă destul de oameni care lucrăm. Aveți grijă de voi. Ăsta am fost eu, Marius din dormitor, și nu uitați că așa cum scăpăm de pandemie, așa putem să și construim mai bine, adică împreună. Noapte bună!